Neamărin. Ia să nu mai e un chin. Astăzi vine Neamărin. Hei, bună ziua. Bine v-am găsit. Bine ați venit la noi la Academie. Da, uite, am tot gândit să fac și o academie. Mihai Petre a făcut academie, eu am zis școală de dans românesc. Da, academie e mai ceva, e mai sus, mai elevat. Școală de dans e mai autentic, așa, da, mai românesc. Mai tradiții, da. Da. Ce vreți să beți astăzi la podcast? Noi nu beau alcool, că sunt operat de curând și... Apă, ceai, cafea? Poate fie ceai. Ceai, de plante, de fructe? De plante. De plante, da. Super. Atunci o să vă pregătesc un ceai și până atunci vă invit la podcast. Ok. Un mic tur. Da. Tot timpul urcăm. Da, să facem un pic de încălzire să înainte. Să și coborăm, da. Să avem de unde coborăm. Da. Și pe aici să le astea. Da, acolo ținem, pe aici ținem canto, pian, top, aici la sala Horia de canto. Aici avem o sală de dans, de balet, ia să vă văd. E chiar după mine numită. Așa. Și acum coborâm, da. Ia să vedem dacă e cineva aici. Ia. Așa! Divers! Nimic nu știi! Nimic nu știi! Te-am și îmbrăcat! Vezi, ai luat-o pe dos! Uite, mă, te-ai îmbrăcat pe dos cu ea, mă, asta-i dos! Ce-am făcut, mă? Ai îmbrăcat pe dos, vorbesc serios! Uite, nu, uite, e pe dos, vorbesc serios! Cum pe dos, mă? Uite, mă, ăsta e dosul și asta e fața! Păi cum asta se poate ceva pe dos, pe față, mă? Uite, mă, așa trebuie să faci! Nici nu-i să te îmbraci. Băi, dar stai mă puțin, că nu e așa. Uite așa, uite așa e. Acum o să te îmbraci. Că tot eu ți-am luat-o și pe asta. Ai văzut? Așa. Lucrurile simple sunt frumoase. Așa, așa. Hai, hop, hop. Ia-o-ți. Ia-o-ți. Uite așa. Mă las. Hai, hai. Dar tu faci tu ca mine, uite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ăla-i. Ăla-i! 1, 2, 3! Ia-o-ți! Ia-o-ți! Nu mă las, că am mâncat ciorbă de braz! Ia-o-ți! Bine v-am găsit! Ia-te, bă, frate! Ce frumos sunteți! Ia, crezi că am obosit? Nu. Nu, n-ai cum, ai condiții fizice. Când eram mai tânăr oboseam, te rog să stai jos. Când erai tânăr, lucrurile simple îmi plac cel mai mult. Dați-mi voie să vă prezint, este un tânăr de la Milano. Tânăr de la Milano? Luigi. Pantofi, Milano. Da. Silueta Milano. Păr, Milano. Luigi, benvenuti. Eu am venit aici să mă iei la mișto? Sau am venit să vorbim lucruri serioase? Are de toate Neamărin, apendicită nu. Asta nu, da, în sfârșit. La 64 de ani am rămas fără ea. Deci mai puțin. Dragul meu, dă-mi voi să-ți prezint ansamblul popular. Neamărin gestional. Da. Ansamblul popular, popularul de jos. Pentru popular de sus nu era. Aoleu, de când am aștept chestia asta. Deci fii atent aici. Avem așa. Avem apă plată, apă minerală. M-am gândit, poate o să guști puțin. După apendicită, e ok să bei ceva? Nu beau. Dar nu beau oricum. Am vorbit cu colega ta, am zis ceai sau apă? Ceai sau apă și ce ai ales? Ceai și apă. Ceai. Perfect. Ceai. Perfect. Dacă e totul în regulă, eu aș zice să începem, domnul Jamilor. Unde de față. Cele trei ursitoare. Încep cu antropovestea, cu fost frumos. Cele trei ursitoare au venit la patul micuțului undeva pe 30 noiembrie 1958. Cele trei ursitoare erau surde. Vă spun și de ce s-a întâmplat asta. Pentru că una a zis: băiatul ăsta să fie talentat și să-ți joace. A doua n-a auzit exact ce a zis prima. Și ce credeți că a zis? Băiatul ăsta, ce a zis? Să fie talentat și să-ți joace. Și bineînțeles, a treia ce a zis?
Ați ghicit? Băiatul... Ce ați zis voi două? Băiatul ăsta trebuie să fie talentat și să joace și dacă se dezvoltă televiziunea să fie și acolo. Și iată ce răsitoare l-au îmbrățișat cu urările lor și cu predicțiile lor pe nimeni altul decât pe Marin Barbu. Așa s-a scris povestea. Unul am aflat la vârsta de 30, 34 de ani, de 35. Acum, la finalul noiembrie, împlinește 35 de ani, ți-am luat și un album. Să mai aduceți albumul cu 35 să-i dau. Neamărine, bine ai venit la noi aici, într-un petec de țară la marginea Bucureștiului. Bine v-am găsit, dar fii atent, cred că e o glumă cu 30 noiembrie. Da, pentru că eu sunt născut pe 5 aprilie 1958. Schimbăm tot, dragii mei, bine ați venit la podcast. De pe 30 aprilie, a patra rositoare care întârziază. Băi, 5 aprilie! Da, mă, dar de 30 noiembrie a venit zi. Mutați tot după 5 aprilie! Păi cum? Tu îți dai seama că ăsta l-am luat de pe internet? Vorbesc serios? Da. E bine, luați-vă după internet, că internetul vă duce exact unde trebuie. Aoleo, păi cum? Deci pe 5 aprilie. 5 aprilie, da. Sberbec, băi, 5 aprilie. Perfect, am început bine. Ai obosit? Ai obosit. Ce-a zis? Hai băieți! E bine, noi astăzi, eu niciodată n-am mai avut dublu strat de haine, dar astăzi, pentru că ești aici, m-am gândit să te întâmpin cu puțină culoare în tricoul meu negru. Vreau să te întreb un lucru de la bun început. Ție ți-a plăcut sportul sau dansul prima dată? Păi dansul, pentru că eu prima dată dansul l-am văzut. Aveam 5 ani când am văzut călușarii cum se pregăteau înainte de Rusalii. Ei se adunau o săptămână înainte la marginea satului și probau călușul, cum se zice atunci. Adică învățau unul de la celălalt călușul. Și eu atunci... Okay, căluș. Cum? Nu călușul ăla din gură. Pașii de călușari. Și așa i-am văzut eu pe călușari jucând și m-am îndrăgostit de joc. De atunci am fugit repede la bunicul meu și am zis că vreau să-mi facă și mie niște pinte din aia care să aud cum bat picioarele mele. Și știi ce mi-a făcut? A luat o cutie de conservă, a luat o foarfecă de tablă, mi-a tăiat din cutia de conservă, mi le-a pus la picioare și auzeam și eu, țac, 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 țac și gata. Ăsta zic. Știu unde mă duce acum ce mi-ai zis tu? Mă duce acum la faptul că și pe vremuri cei care dansau step, Fred Astaire și toți oamenii ăștia, aveau flecuri la picioare, practic își puneau aceleași cutii de conserve la picioare. Da. Bine, își puneau plachiuri. Plachiuri, eu mi-am pus în dreapta și în stânga, ca așa erau, ca să lovească așa, da. Pintenii de la călușari erau aproape 100% ca cei de la cowboy, cum aveau cowboy pintenii care dăteau călcâie cailor, numai că ăștia erau mai lați și aveau niște zdrângărele care sunau mai tare. E adevărat, și cowboy avea pistol, tu ai... Eu am băț. Băț, și perfect. Nuia și mai nou am praștie. Ai cunoscut-o pe Andreea, pe fiina cea mare? Da, perfect. Da, mulțumesc. Asta este ceaiul și vreau să-mi spui dacă e perfect pentru tine. Da, deocamdată e fierbinte, îl mai las puțin. Stai că știi că m-am îmbrăcat azi de nuntă? Bă, da, știi ce? Vrei să spun ceva? Trebuie să știe toată lumea. Că eu ți-am cumpărat hainele astea. Eu ți le-am comandat. Eu, de ani de zile, tot veneai la mine să-ți dau câte o haină, câte două, câte nouă. Și am zis, cel mai bine ar fi să vi le luați voi pe ale voastre. Și uite, acum le aveți. Neamărind care e mai bine decât să-ți iei... Cum ar fi să-ți iei niște fete care dansează? Ia-ți fetele? Ale tale, să le iei pe ale tale. Vreau să spun că m-au însoțit pe multe scene ale patriei. Mă bucur. Pentru că noi suntem cei care din când în când mai cântă și muzică populară. Așa că ne simțim noi bine. Și dacă avem și hainele lângă noi, atunci vioara sună foarte bine, foarte, foarte bine. Pentru că tu, acum sper să nu greșesc, sper că toate celelalte date pe care le-am aici să fie ok, dar cu siguranță sunt ok, pentru că tu, când te-ai căsătorit, da, la nunta ta civilă au venit 4 invitați. Așa e. Să-i cunoaștem pe... La Tobă este primul invitat, este vorba de Sergiu. Da. La chitară este al doilea invitat, este vorba de Olteanul Cristian. Din Târgoviște este domnul Marius și, bineînțeles că acum, Mărine, la nunta ta, a venit și melodia asta. Hei! Iau! Hei! Hei!
învățat tot ce știu. Mărine, mărine, stătea poartă și plângea. Băi, dragă mărine, hey! Mărine, să te usuci, mărine, mărine, să te usuci, auzi? Ca pâinea care o mărine. Ca vinul care-l bei, mărine, mărine, ai tot zis că ai să mă iei, băi, dragă mărine, zi, bă! Ne aflăm la nunta, ne ia, băi! Am mulțumit la mărine! Las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, că și eu voi mărita, da. Băi, dragă mărine, mai la tea de casa ta, mărine, mărine, și ți-o-i frânge inima, băi, dragă mărine, mai la tea de casa ta, mărine, mărine. Mulțumesc frumos, bine ai venit. Nu dăm bani. Nu da, e do, nu, a fost nunta. Puteți să dați la vioară, dacă. A fost, nu. Alo. Să trăiți, să trăiți numai bine, sănătate. Aplauze pentru domnul Andrei. Deci să recapitulez: Sergiu din Satu Mare, Cristi din Craiova, Marius din Târgoviște, Pasluică. Andrei din Vaslui. Tu din Brașov și eu din Telorman. Ca să vezi, bă, cum ne-am adunat. Bă, dar niciunul n-a venit din București, mă. Dar niciunul. Da. Nici. Ca să vezi și zice, mamă, bucureștenii, noi, bucureșteni aici. Și știi de câți ani sunt în București? De 51 de ani. 51 de ani. Da, de la 14 ani. 50 de ani. Și te-a adus aici muzica, dansul. Dans. Tot dansul te-a dus peste tot. Datorită dansului. Deci ursitoarea aia cu dansul a fost câștigătoarea. Adică lucrurile simple așa m-au făcut ceea ce sunt azi. Trebuie să-mi spui mai mult decât atât. Trebuie să-mi spun mai multe. Adică lucrurile simple, dorința în primul rând de a dansa. Ți-a plăcut uniunea asta frumoasă, formidabilă dintre muzică și dans? Am crescut de copil între lăutari țigani. În satul meu erau lăutari. În Contești. În Conțești, Telorman. Și văzând cum cântă ei și cum băteau la țambal acolo pe marginea drumului, m-am îndrăgostit atât de mult de dans și de muzică. Am zis, băi, eu asta vreau să fac. Și numai asta am făcut. Tu îți dai seama că dacă te nășteai undeva în Los Angeles, nu dansai deloc și eventual te-ai fi îndrăgostit nici măcar de hip-hop. Pe vremea aia nu era hip-hop. Acu nu era. 60 și când ceva de ani. Când am început eu să dansez, nu. Nu. Deci îți dai seama că a fost un noroc, te-ai născut acolo, știi că noi când venim pe lume ni se dă așa un bagaj. Ni se dă limba, poporul, țara, religia, știi? Este bagajul pe care l-ai primit. Da, da, da. Iar tu, în plus, ai vrut ca în bagajul tău să fie dansul. În clasa 8-a, când am ultima zi cu diriginta, ne-a dat o foaie de hârtie ruptă în două, așa, în format A4, și scrie acolo ce vrei să deveniți când veți fi mari. După 25 de ani, după ce ne-am întors în bănci, după ce am terminat școala, așa, diriginta ne-a pus acele hârtiuțe la fiecare ce ați devenit da, între timp. Și unde ni se spunea așa tot timpul că voi, cei 28 de elevi, veți mânca pâine după urma lui X, Y și Z, că ăștia vor ajunge oameni. Da, atunci spuneam de timpul școlii. Exact. Așa. Vrei să
Știi că doar trei dintre noi, ce am scris acolo, am și ajuns. Eu am scris dansator, liniuță, instructor. Și Dumnezeu a vrut să ajung coregraful național al României. Am lucrat 28 de ani la Ministerul Culturii, la Centrul Național de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale. Dăm voie să citez. În calitate de coregraf al Centrului Național de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, acordă neamărind consultanță de specialitate tuturor ansamblurilor din România și montează diferite spectacole pentru mai multe ansambluri profesioniste din țară. Așa e, împreună cu profesorul meu, care încă trăiește și are 90 de ani și îl cheamă Teodor Vasilescu. Datorită lui, probabil că eu sunt ceea ce sunt azi. Îi dorim la mulți ani, să dar trebuie să treci testul. Zi. Deci noi avem teste. Dacă treci testul, mergem mai departe. Hai să vedem ce nu test. Trecem testul, rămânem pe loc. Rămânem pe loc. Batem tot pe loc. Nu, zice tot pe loc, pe loc, să răsară busuioc. Cum dracu să răsară busuioc dacă tu dansezi tot timpul pe loc? De unde să mai răsă? Hai să vedem. Nu e așa? Să joci acolo pe loc și unde să mai crezi? Atenție! Ce trebuie să-mi... Lasă-l să cânte. Da. I-am pregătit oamenii ăștia. Le-am dat toate cunoștințele mele muzicale populare. Ia să vedem. Uite-te la ei, frumos, ca trei paralei. Da. Deci acum, te rog frumos să recunoști zona din care e melodia asta. Nu o recunoști, batem pasul tot pe loc. Atenție, copii! Nino, a! Ok, eu vreau să fac o, știi, voce. Tra-la-la-la-la-la-la. Din ce zonă este această bucată muzicală? Poezie, nu știu, dar nu pot să zic că suntem la televizor. Dar era, să zicea, din cocoș nu faci găină, nici din gospodină. Așa. Cam așa avea textul când eram eu copil. Adică ce vrei să spui gospodina și... Din cocoș nu faci găină. Și nici din altele nu faci gospodine. Așa. Așa se zicea când adică, adică ce vrei să spui? Din ce zonă? Eu cred că e Muntenia. Eu cred. Cristiane, ce mă... Refrenul e practic e o piesă sârbească, e din Banat. Da, da. Dar... De ce muntenească? Da. Cât da. Dragii mei, neîntortocheate sunt căile muzicii populare în România. Vreau să te întreb, dincolo de această piesă care, la care Marius Văduva, deci ca să înțelegi, fiecare dintre ei au o experiență populară aici. Cred. Eu nu. Asta vreau să spun, să mă absolv de orice vină. Marius a călătorit cu mai multe ansambluri populare, el fiind viorist de profesie. Și bineînțeles că el a plecat de la romanță și a ajuns în ansambluri cu care a călătorit în câteva țări. Aici de față Cristian, care... Ne știm, eu știu de mult și am avut onoarea să cunosc din neamul lui și știu cât de profesioniști au fost și înaintașilor lui. Ți-am citit toate articolele de când le-ai dat, de acum 51 de ani încoace, da. Și mie mi-a plăcut un singur lucru, faptul că de fiecare dată zici, bă, familie mare, duminica, masa trebuie să fie în familie. Așa. Eu am zis, ca să te citesc pe tine, lunea vine Neamărin, azi e luni, masa trebuie să fie în familie. Iubita mea, te rog foarte mult să ne ajuți să înțelegem și noi ceva din viața asta. Aici sunt niște produse absolut de panificație. Da, da, da. Acesta este mirosul de ceapă. Tradițional,
Am pus așa, brânză, roșii, slănină, castraveți și așa mai departe, și pâine. Și când ceapă și pâine. Când vrei tu. Eu, de exemplu, vreau să spun că mă simt foarte bine când invitatul meu se simte bine, mănâncă, discută, se simte bine, dansează. Asta este dorința mea, ca invitatul meu să fie fericit. Ne-am mărit asta, trebuie să fii fericit. Dacă nu, nu mi-a făcut bine datoria. Eu mă simt fericit și am venit cu mare drag. Pentru că, spun cinstit acum, m-au invitat foarte mulți, nu am fost decât o singură dată la Pepe, cu mulți ani în urmă, și restul nu că i-am refuzat, dar am avut foarte multă treabă. Filmez câte 3-4 luni pe an, n-am avut timp, dar uite, tu m-ai invitat acum 2 luni, cred, ți-am promis că vin, numai că între timp va trebui să fac operația asta și uite că am venit. Mie frică de o durere în viață. Am avut și dureri de măsele, am avut și dureri, de exemplu, de tibie, să spun așa, pentru că dacă mă lovesc la tibie, mă doare foarte tare, asta să spun așa, ca între noi, bărbații. Când dansez, ca dansator profesionist, să spun, ne schimbăm dansator, experiențele. Da. Dar una dintre chestiunile care și asta am discutat-o când ne-am îndoldit ultima oară, una dintre experiențele mele mai, să zic așa, mai nefaste, atunci când cineva mi-a zis, băi, vezi că nu mai trebuie să mănânci prea mult sâmburi, de la roșii, de la struguri, pepene, de la struguri, de la struguri și mai da. De ce? Pentru că faci apendicită. Da. Ai fi crezut vreodată, între noi și vorba, că vei face apendicită? Nu. Deci faptul că n-am făcut-o când am fost mic, când am fost tânăr, am crezut că e gata, nu o să fac niciodată apendicită. Da. Dar uite că în ultimul an și jumătate am avut dureri din astea de abdomen. Deci ai avut ceva? Am avut, da. Am făcut, cred că, 7-8 seturi de analize. Uh-huh. Am fost, cred că, la 10 medici. Și niciunul n-am văzut? Toți mi-au zis așa. Poate să fie un nisip la rinichi, piatră de la rinichi. Poate ai răcit la mușchi de la burtă, că eu merg în fiecare dimineață și not. Nimeni nu mi-a zis că aș putea să am apendicit. Extraordinar. Și nimeni nu m-a întrebat, da, ai fost operat vreodată? Că n-am fost operat niciodată. A trebuit să ajung în Negrește Oaș, ca un medic de acolo, să mă palpeze și să zică, ai apendicită. Și nu oricum, acută, care putea să pleznească în secunda următoare, dacă mă apucam să dansez. Și după aceea ai venit de repede în București? Direct la București cu avionul și m-am operat de urgență. Mă bucur că ești sănătos. Mulțumesc, Dumnezeu. Că altfel întrerupeam un vis pentru câteva luni, îți dai seama că nu, da, nu te duci tu așa cu una cu două. Da, așa că atenție la sâmburi, sâmburii sunt, deci, periculoși. De azi înainte, sâmburii periculoși, da. Nu, dar mi-ai răsturnat toată filozofia, pentru că și eu credeam că dacă treci de peste 30 de ani, gata, nu mai faci. Ai să râzi, în spital, în 3 zile cât am stat, cred că am găsit 5-6 de aceeași vârstă cu mine. Tot așa, apendicită acută. Deci se poate face și văd așa. Peste 60 de ani, deci trebuie să fiu foarte atent cu chestia asta. Am deschis nunta la început și a cântat Andrei, Mărină, Mărină, dar tot nu te-am întrebat. Care a fost logica pentru care tu te-ai căsătorit cu iubita vieții tale, Maria, da, cu 4 oameni la civil, practic cu nașii? Nu. Hai să spun cum a fost. Fără naș. Nu. Eu am fost prieten cu soția mea 5 ani. Așa. Prieten din clasa 9-10, am început prietenia. Și când ea a terminat liceul, cum zicea atunci, suplinea o învățătoare. Am înțeles. În da, sat, da, da, la pedagogic. Și eu am luat hotărârea să merg în sat la mine, să o invit în București, să se angajeze, să lucreze în București. Și eu mă căsătoresc cu ea. Așa am și făcut. Și în 14 decembrie 1979 a avut loc cununia civilă. Eu aveam un prieten foarte bun în București aici. L-am invitat pe el, a zis și ea, am și eu 2 prietene. Și am mai adus încă unul, să fie 4. Și uite așa ne-am cununat cu 4 prieteni ai noștri. La una dintre... La sectorul 3, pe parfumului acolo. A știut foarte clar că e ceva mic și a zis, pentru că Neamărina are chef de da, multă lume. Nu știi ce urmează.
Și a urmat distracția adevărată. Iartent. Am zis să nu facem mare tam-tam. Facem, noi mergem la un restaurant. Și am terminat cu cununia și am zis unde să mergem. Hai să mergem la restaurantul Rapsodia, care era acolo pe Lipscani undeva. Așa, așa, așa. Și eu eram dansator atunci la Rapsodia Română. N-am vrut să spun la nimeni. Numai că eu când am intrat în restaurant, cine crezi că era acolo? Toți colegii mei. Și așa că ne-am petrecut cu toți acolo. Fără să-mi dau seama. Da. Ce tare. Așa a fost. Ai avut vreo regret că nu e cineva prezent la... Nu, pentru că după câteva zile am mers la mine acasă, la părinți. A, și ai făcut acolo. Și le-am spus, uite, noi am luat hotărârea să ne căsătorim, ne-am și cununat, așa că dacă vreți, hai să ne hotărâm cu toții când să facem nunta. Bravo! Și au luat hotărârea toți, hai să facem la anul, în toamnă, că așa era în tradiție, când stă vinul din fiert. Așa că... Când stă vinul din fiert. În 7 septembrie... Ai văzut? 1980, am făcut nuntă cu 400 ceva de persoane, nuntă cu tradiție, cum era atunci, cu carul, cu zestre și cu lume multe și cu lăutari adevărați, fără microfoane, lăutarii da, rece. Totul și faptul că eram și în ansamblu tineretului, dar și la Rapsodia Română, au venit două autocare din colegii mei acolo și atunci și cu microfoane. Pe un câmp ați făcut unde? Pe un... În curte, dar am mai spart un gard așa ca să ne ducem cât mai mult în câmp acolo. A fost nuntă mare. Câteva break down the wall. Au căzut câteva ziduri. Da, a fost nuntă mare și frumoasă. Dar spunem, la nunta asta, au venit oamenii de care tu te îndrăgostisei în... Extraordinar. Asta vreau să spun eu. Asta e senzațional. Deci au venit călușarii de la care eu am învățat să joc. Pentru că tu trebuie să știi și cei de acasă, atunci nu erau profesori care să arate dreptul, stângul, drept, stâng, drept, stângul, drept. El vedeai și îl copiai. Deci eu așa am învățat să joc, văzând bătrânii cum jucau după ei, imitând. Adică tu vrei să zici că atunci, în 1980... În 1965, când eu, 63, nu exista 64. Pic de instructor, nu, profesor, nu, de dansuri? Nu. Deci în sate, nu. Se învăța unul de la altul. Deci, se transmitea, da. Așa am învățat. Și la nuntă la mine au fost ei mai bătrâni, care au jucat, ei mai tineri după ei și foarte mulți din generația mea. Eu am fost vătav la cei din generația mea. La vârsta de 9 ani, vătaful bătrân a luat hotărârea că e bine ca la generația de copii să fie și un vătaf. Și atunci eu conduceam jocul celor din generația mea. Scuze-mă, vătaful e șeful. Vătaful e șeful. Deci la călușar există așa, vătaf, stegar și mut, bufon. Astea sunt cei trei care... Mut, bufon. Mutul, da, mutul e la care aia pământul, care face tot felul de nebunii. Și zice că așa a fost, călușul a fost un ritual, a fost un obicei care toți oamenii din comunitățile astea unde aveau tradiția călușul, în cele trei zile de Rusalii, porțile erau deschise și toată lumea primea călușul în curtea lui ca să-i alunge duhurile rele și să aibă prosperitate și să aibă de toate cele bune. De Rusalii deschidem ușa la Academie aici să... Să venim cu călușari. Venim cu călușari. Aducem și mutul. Mutul ăsta. Nu, cred că am câțiva muți pe aici. Nu e o problemă. Am. Dar puteți să-mi spuneți de azi înainte, vătafule, nu e o problemă. Uh-huh. Vătafule, nu e o... Păi tu ești vătaf, că ești conducătorul. Da. Vătaf. Da. Bă, mie sună bine vătaful. Nu știu vouă. Primul tău ansamblu care a fost? Ansamblu artistic. Primul în care a intrat. Ansamblu Cununa Carpaților al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Român. Mamă, Hector. Deci era cum, doamne și domnilor, pe scenă intră și până te terminai titlul, se terminaște spectacolul. Da. Să intre, mulțumim! Da. Au fost pentru voi. Da. Grosso modo, o întrebare generală. În câte ansambluri ai participat de-a lungul vizitare? Deci am dansat în două ansambluri. Ansamblu Cununa Carpaților, amator. Mai există Cununa Carpaților? Da, există. Este, acum mai spune, Centrul de Cultură Tinerimea Română. Da. Gutenberg, 19, Izvor, acolo. Așa. Acolo am fost 20 de ani.
Din 1907, aici am venit în 74 și până în 79 am fost amator acolo și în 79 am mers la Rapsodia Română. Și am dansat acolo vreo 4 ani, după care am revenit iarăși la ansamblu Tineretului și am dansat până în 1994 acolo. Și din 94 am venit la Centrul Național de Conservare și de aici am umblat până toată țara, am cules multe jocuri, le-am arhivat, că asta, cu asta m-am ocupat. Și am Ai cules multe jocuri și mi se pare senzațional asta. Deci, am arhivat multe jocuri și am... Foarte multe jocuri învățate de la bătrâni, care există un sistem de notare al jocului. Mm-hmm. Sunt notate, sunt filmate. Desenate, filmate, da. Îți arăt cum să faci dacă vrei. Sunt notate, pătrime, optime, 16-ime, doime și noi avem pas. Pas cu piciorul drept, pătrime. Pas cu piciorul drept, doime. Pas cu piciorul stâng, 16-ime. Ți-arăt cum. Ce chestie, eu făceam asta de mic copii și nu mi-am dat seama că sunt pe optim și deci pe doim. E foarte bine că au existat oameni care s-au gândit la lucrul ăsta ca să rămână în arhive, notat și filmat. Pentru că eu cred că în viitorul foarte apropiat, dacă nu se face ceva, să ne întoarcem un pic către tradiții, către obiceiuri, le-am cam pierdut și o spun cu tristețe, că sunt foarte mulți japonezi și olandezi care și-au însușit... Nu cred. Și-au însușit cultura popoarelor din Balcani, dar mai ales jocul. Jocurile noastre din Balcani sunt foarte bine conservate în Japonia și în Olanda. Îți vine să crezi? Nu. Deci nu eu cred. Cunosc japonezi care au studiat folclorul românesc, au studiat jocul tradițional românesc și au dat doctoratul în etnografie și folclor, specialitatea joc tradițional românesc. Îți vine să crezi așa? Eu știi, când e vorba de brand de țară, am înțeles că anumiți cârnați sau anumite, da, și anumiți ciobănești au fost luați, ciobănești mioritici, da, au fost luați și făcuți brand de țară, da, în altă, da, parte. Da. E posibil, dacă nu ne dăm seama că vine ceva spre noi și nu ieșim în întâmpinare repede, să rămânem și fără căluși, cu toate că sunt 7-8 ani de când călușul e în patrimoniul UNESCO. Mm-hmm. Și ce dacă îl joacă toată lumea acum? Numai că acest căluș era un ritual, era un obicei. Cine are curajul acum să-l revitalizeze, să-l repună cât de cât în sate, ar fi perfect. Oamenii din sate... Dar cum să-l facă? Trebuie să se ducă oamenii acolo să-l danseze, trebuie să fie acțiuni specializate în sensul ăsta. Eu spun că mai sunt sate în care te poți duce cu călușul, încă mai au călușare acolo. Acolo, dacă știi să-l pui la locul lui și încep oamenii să creadă cât de cât, nu mai crede în toată nebunia atunci că Vorbești de spiritualitatea aferentă. Exact. Dar măcar tradiție, să se bucure de ce mai avem. Adică de jocul ăsta, dar nu ăsta care le vedem noi la televizor acum. Un A și un B mișcat, un A și un B parte lentă. Nu. Călușul era o înșiruire de mai multe jocuri. Lăutarul știa. Zi Cârligu, zi Joiana, zi Brâu, zi ăla și uite, toate unul după celălalt făceau parte din acest mare ritual căluș. Practic, cine crede că acest căluș este o banalitate, se înșală, este o chestie mult mai complexă decât... A fost foarte complex. Trebuie să spun de la bun început că și eu am făcut călușul. Călușier. Deci am fost călușar când eram... Călușier. Cum? În Transilvania e călușier. Hop! Ta-ta-r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 a-ta
rugăciune. Ăsta e. Ăsta e. Ăsta e. Ăsta e. Și intrai cu bățul, da, și cu bățul, bățu, da, intrai, da, pe scenă, da, pac, da, da, da. Eu așa am făcut, da, ăsta, da. Nu ne-a complicat. Deci când eram, da, mic așa, călușer. E cușer să fii călușer, da, da, da. Și intrai așa pe scenă și după aceea te roteai frumos, ca asta era prima. Da, făceai un cerc. Făceai un cerc. Legătura cu soarele. Bravo. Așa. De la horă, de la, da, horia, da, mă rog, așa. Da, așa, horea, horea, da, da, da. Așa. Hore, hore, horea. Horea, da, da, da. Horea, 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 da, horea, asta e. Pe noi o cheamă Horea. Da, știu. București mi-a schimbat, horea, eu. Da, da.
Și m-am dus așa și după aceea, spune-mi o chestie, când se dădeau, iartă-mă, o să fac pentru, picior? O să fac pentru telespectatori. Da. Când făceai asta pe jos? Stai, că am intrat deja. Yeah. Când făceai asta pe jos și puneai lemnul așa și te roteai după lemn așa? La căluși. La căluși se face. Călușierii, atenție, călușierii nu se lăsau pe jos. Ăștia niciodată? Nu. Nu. Ți-am spus, la voi era totul era mai pe lent, așa. Așa. Mai... Până și câinele la tra, exact, ham. Era minim. No ham. Da? Deci călușul, stai să spun eu, stai așa. Te rog. Așa era în tradiție. Zice, călușul nu este căluș dacă nu-l pui de trei ori jos. Adică de trei ori în tot ciclul ăsta cât să dansa, trebuia să se pună bărbații jos. Să sară peste bețe, să sară unul peste celălalt, așa, să pună în genunchi. Pentru că mutul, la un moment dat, avea un falus. Și făcea o groapă în pământ și punea falusul acolo și imita ce imita și toți călușarii în jurul lui dansau mai tare. Ăsta nu seamănă cu un fel de feciorească înainte de nuntă? Iartă-mă. Adică nu, acum discutăm pe teme populare românești, nu facem altceva. Dar iartă-mă dacă se întâmplă chestia asta. Nu este, măi, bărbat, mutul ăsta nu se căsătorea a doua zi sau ceva genul ăsta? Nu. Deci era doar un simplu joc, da, prin mutul... care ce însemna acest joc? Deci, ascultă, a fost ritual. 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 Deci, toată lumea, când eu eram copil, credea că dacă ți-au intrat călușarii în curte, totul va merge bine în anul următor. Alungă duhurile rele, alungă tot ce e rău și se înnoiește anul. De acolo începea tot. Să știi că până să se despartă bisericile, și călușierii și călușarii jucau vara. După care, cei din Transilvania îl fac iarna și este un colind, că și călușul era tot un colind, dar era vara de Rusalii. Da, se schimbă totul. De astăzi este o, e o strălucire a creierului meu care degajă căldură, prin câte am învățat astăzi. Eu cred că trebuie să trecem la încă un test. Sper ca ăsta să fie unul bun. Yeah. Copii, dăm drumul la... O știți voi. Nu pot să spun de unde e, că se prinde la mărit. Uite asta. Știi că nu-i cu vers. Da. Ai văzut după asta? Asta e. Deci noi trebuie să facem niște dansuri da? Pe care să le denumești, da. Numai că n-ai cum să-i zici, fă-o baia din! Așa, se prinde neamării! Da, în tradiție așa zicea, zi cu tare și ăla știa, pac! Da, da! Așa că tu le-ai arătat, hai să vedem! Zi-o baia din! Hai! De unde e asta? Păi e o sârbă. Poate să fie muntenească, poate să fie oltenească. Dar e sârbă. Deci în ambele, și în Oltenia, da, și în... tot sârbă, zici. Bă, noi avem 4 categorii de jocuri. Hore, sârbe, brâie. Și jocuri în perechi. Și breaza ce e? Breaza... Auzi, breaza ce e? Ce e breaza? Un oraș? Nu, breaza e un oraș, dar atenție, stai... Breaza îi spune ea de la Breaza, dar de la, pe tot lanțul carpatic, de la Bacău până la Câmpul Lung Mușel, pe tot lanțul carpatic, se joacă acest ritm. Da? Ei spun brâu mic, unii spun joc de doi, unii spun brează, cala brează și ungurica. Același lucru. Tairam, pa, pa, pa. Ia. Nu știu, să mă simt mai deștept puțin. Am auzit asta. Da. Am mai dat-o în căluș. Ai dat-o în căluș. Ce? Hărășa. Hărășa se zice la căluș. Ce e asta, hărășa? Aia.
Păi hai așa, așa, nu ce-i hărăișa. Zice, da, hărăișa. De unde e asta? Asta e strigătura călușarilor. Asta e strigătura călușarilor? Hăp, hăp, hărăișa. Zice așa, hărăișa. Hai da, taică, sus cu ea. Astea erau strigăturile. Dar fii atent, știi ce era frumos? Când, când puneau ei jurământul. Înainte... Ca și călușar. Călușarii, da, învățau, aveau jurământ. Jocul, învățau jocul și înainte să plece cu jocul de rusalii, în curtea vătafului, atunci puneau jurământ. Puneau un steag, un băț din ăsta, care avea acolo pelin, usturoi, o maramă, spice de grâu. Și vătaful zicea așa, jurăm. Ceilalți răspundeau, jurăm. Hai, și vătaful zicea, să ascultăm și să nu dosim nimic. Jurăm. Da. Jurăm. Toți odată hărâșa, hăp, hăp, hărâșa. Tărăm, 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 tărăm. Și începea jocul. Am o întrebare. Te rog. Ce să dosim? Jurăm să nu adică dosim? Adică să nu mințim. Să nu... Să e tot arhaic, da. Arhaic. Să nu mințim, să spunem totul. E o plăcere că astăzi mă înconjor doar de specialiști. Dar asta aflu pentru... E jenant puțin din partea mea, și asta o spun cu sinceritate, să aflu aceste lucruri la 50 de ani, dar cu mine le mai află și anumiți oameni care... Cei doi care... Cei doi, avem și noi doi călușari care ne urmăresc, dar mi se pare senzațional un lucru, faptul că noi ar trebui să știm asta în școală. Adică vrei acum să te întorci în sate să pui tradiția, da. Stai puțin, dar ai o educație... Nu ai. Adică, trebuie făcută. Asta. Dincolo de alte prostii pe care se învață în școală, ok, limbi străine, perfect, da. Tot felul de materii, perfect. Uite, facem o chestie, România. Unde treci? România. Hai să știi despre România. Când eram eu copil... Toți copiii învățau la școală alunelul. Alunelul era joc național. Cum în Transilvania toți învățau să joace călușerul. Tere, 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 un pic. Știau să bată și un pic pe picioare. Dar alunelul nu-l mai joacă românii. Da. Alunelul, alunelul, hai la joc. Tere, 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 tere. Să ne fie cu noroc. Da. Cine în hore o să joace, mare, mare, se va face. Cine nu juca de fel, să rămână mititel. Ăla e. Ăsta, dar e moale așa, pare din Brașov ceva. Da. Băi, omule, fii de aici. Lasă Brașovul. Sunt anumite lucruri pe care se face cu tâlc, pendelete, măi, da? Cristiane. Da. Voi în Oltenia vă bulucați așa, așa aveți voi... Eram luptători, fighteri. Fighteri. Da, da. Auzi, cele mai multe jocuri în România erau acolo jos la Dăbuleni, Goicea. Spunea profesorul meu că a avut ocazie prin anii 58, când m-am născut eu așa, să meargă în sate și să găsească 100 de jocuri într-un sat. Și lăutarul le știa pe toate, că zicea la zi cârligul, zi trepăzește, zi bătuta nu știu care, zi. Ăla le știa toate. Și oamenii jucau jocurile. Și crezi că mai sunt oameni în satele românești care le știu pe toate? Nu, astea au dispărut foarte multe. Și ce e mai dureros, că au dispărut jocurile cu grad de dificultate mare de ritm și jocurile cu măsuri compuse. Da, toate jocurile cu măsuri de 5, 7, 11. Cum arată asta cu măsuri? Deci nu sunt pătrate. Cum sunt în Dobrogea? Cum sunt în Dobrogea? Da. Zi-mă o cadenească. O sau... altă idee. Ia zi. Zi. Asta e învârtită în 7-16. Asta. 7-16.
toate jocurile cu ritmuri din astea, care au fost multe în Oltenia. Țepușul, Dianca, terel, derel, 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 derel. Aveau măsuri de 9, măsuri de 11, au dispărut. Pentru nu, mai, nu au dispărut, sunt în Japonia. Exact. Da, și în Olanda, vorbesc serios. Le joacă, le studiază. Auleu, fluier, caval, cimpoi, ocarină. Instrumente balcanice, instrumente aproape unele chiar din România. Să studiază la o școală în România? Nu. Nu. Dar în Japonia să studiază. Da. Fluier, caval, cimpoi, ocarină, n-ai? Bă, suntem nebuni. Ce am avut și nu mai avem? Câți fluierași mai avem noi acum în România? Mai cântă Gelu Voicu? Pe stadion. Da, e tare asta. Nu mai avem. Așa și jucăuși de ăștia. Cum jucau tinerii când eram eu copil, nu mai vezi. Eu când am venit în București, am găsit niște călușari din pădureți, Argeș, aveau 1,65-70 așa, dar știi cum jucau? Aveau la picioare, cred că 37, dar nu le vedeai picioarele când începeau să joace, dar niciodată nu făceau de două ori la fel, pentru că ei știau atâtea mișcări al lui Călin, al lui Marin, al lui Gheorghe, al lui aia, fluirașul, cu ce denumire aveau ei. Nu mai avem așa ceva. S-a simplificat tot. Hai să vă dau o paralelă și atunci o să mă înțelegeți exact ceea ce... Deci mie îmi vine, știi că au venit în București și în România de mai multe ori tot felul de ansamble, Cazacioc, de astea din Rusești și mai departe. Da. Ok, se face ăla și dă cu genunchi așa, stă pe scenă, se întoarce. Dar care e problema? Că eu am văzut niște dansuri făcute de călușoară în care călușoarul a ținut deasupra. Introdus. Era o regie specială, era o regie care cu siguranță, dacă tu îți faci un ansamblu, te poți duce peste tot în lume cu succes. Da. Acum mai sunt ansambluri românești care ies afară? Da, mai avem 10 ansambluri care au orchestră, dansatori și soliști, vocali. Dau exemplu, Craiova, Maria Tănase, ansamblu Mureșu, ansamblu Transilvania de la Baia Mare, Junii Sibiului de la Sibiu. Sunt câteva ansambluri care merg în străinătate și duc mai departe tradiția poporului ăsta. Dar aici nu se mai întâmplă nimic. Aici, în România, greu se mai întâmplă. Se întâmplă când au festivalurile astea ale lor de vară, fiecare, în august și iulie. Când ai venit în București cu Maria, cu soția, da. Ți-a fost ușor? Ai descoperit imediat un... Mi-a fost greu. Gândește că aveam 14 ani jumătate când am venit în București. Mi-a fost tare greu. Îți dai seama, am plecat... 14 ani jumătate? Da. Am venit în clasa 9. Tu ai venit aici singur în București? Singur. Am venit, aveam un verișor care venise cu 3 ani mai înaintea mea și s-a înscris la liceu și ăla s-a ținut de mine. Bă, vino că te poți duce la un ansamblu să dansezi din toate zonele României. Și am zis, mă duc acolo. Am venit la liceu și cred că m-am înscris în iunie, am dat examen, am început în 15 septembrie liceul și deja în 10 octombrie am găsit în informația Bucureștiului numele tău. Ansamblu artistic al Cununa Carpaților primește tineri care vor să danseze dansuri românești. Și m-am dus și m-am înscris. Am intrat prin examen și de atunci nu mai... Mai ți minte cum se intra, ce era acolo la preselecție? Păi ce trebuie să știi de toate? Te punea să vadă ce știi prima dată. Îți dai seama când am ajuns eu acolo și m-a întrebat profesorul care încă trăiește, a zis, ce știi mai copile să joci? Și eu am zis de toate, pentru că știam și ceva din Oaș, știam ceva după Transilvania cu bătăi pe picioare, știam după Moldova, dar mintea mea era că știu de toate. Dar eu nu știam decât cât un pic. Și când a zis, dar ce știi cel mai bine? Călușul. Fii atent aici, aveam căciula pe cap. Mi-am luat căciula de aia, de miel. Aveam un fâș de la gros. Te-l-ai dat jos? Am dat jos fâșul, mi-am pus căciula lângă fâș să nu mi-o fure cineva. M-am dus, am rupt o mătură. Am luat băț. Aoleu! Am rupt ăla
Și zic că acum o să cânte. Și a început la pian. Eram pam, 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 tare. Și eu zic, stop, stop, stop. Și am zis, nu așa, nu așa, nu așa. Că la noi nu se cântă așa. Zic, cum? Darel, 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 darel. Și am început să-mi cânt, să și joc eu. Tarem, tarel, darel, tarel, darel, darel, darel. Și am început să joc. Și dă-i cu joc. Și am început să joc, când a văzut cum joc călușul, eu strigam, eu îmi comandam, făceam tot, de tot, pe jos, pe m-a pus. Hei, hei, ce comandai? Da? Păi zice așa, voi cicășunar de ei, două în spate, picon trei, acu de ei, sus, toate, stai un pic, toate figurile de la mine în sat aveau denumiri. Ca să știi figura, trebuia să știi ce să comande înainte. Nimeni nu juca fără să asculte comanda vătafului. Adică tu practic erai ansamblul tău, vătaful tău. Și eu ziceam, foicică catifea, ca fetița rargea, cântă cu suvenița la stânga și la dreapta, acu de ei sus, și începeam figura. Toate figurile aveau denumiri. Le puteai identifica. E, am jucat și a zis profesorul unui asistent, ăsta în 6 luni îl vreau la grupa mare, dar să înceapă la grupa mică și în 6 luni să fie la grupa mare. În 6 luni am dat sala Sala Palatului, pentru că prima dată când am jucat eu pe scena la Sala Palatului a fost în 14 noiembrie 1969, la noulea congres, când Ceaușescu a fost ales premier. Vorbesc serios, vorbesc foarte serios, ăsta e adevărul. Cu ocazia aia ne-a adus, a adus călușari, a adus după în Transilvania, din Moldova, ca să facă cât un mic recital. Și atunci am dansat prima dată. Dar, ca dansator, într-un ansamblu semiprofesionist, am dansat în 1974. Zim data, că nu suport. 4? Nu, nu. Dacă nu în decembrie, da, nu mai știu. Nu, dar în decembrie. Data, dacă nu copilă, treabă. Asta țin minte, pentru că congresul al PCR-ului era mereu în noiembrie. Și mereu era 14, 15, 16. Atunci a fost 14 noiembrie 1969. Pentru că în urmă cu 3 ani eu am făcut un spectacol la Sala Palatului, 50 de ani de când am jucat prima dată la Sala Palatului. Exact atunci, în 14 noiembrie 2019. Vorbesc serios. Da, da, știu. Dar știu că am văzut afișele cu tine pe stradă, zic. Am făcut spectacol. Băi, în sfârșit, bă, și eu un afiș cu un om cu 100, care îl iubesc, știi? Spectacol cu 100 de dansatori. Da, pe scenă. Da. Da, îmi pare rău că a venit nenorocirea asta peste noi, pandemia, că vroiam să continui, să mai fac niște spectacole de genul. Hai să spun un lucru care mi-a venit acum în cap și, uite, să-mi spui dacă greșesc. Cred că s-ar impune frumos tradiția asta românească dacă s-ar face un film. Vă aduceți aminte cu toții Ion, Blestemul Pământului, cu Șerban Ionescu. Da. Uite, Dumnezeu să-l ierte pe Șerban. Dacă există acum un moment de ăsta, un film la țară, da, cu un scenariu foarte bun, printre care, din când în când, să strecor și niște inflexiuni, niște inserturi de-astea mici populare. Eu cred că ar da foarte bine. Da. Mă ofer rolul principal. Uite, slăbesc 10 kg. 10? 20. 20? 25, ca să poți să dansezi. Hai, ia ușor. Da, da, ușor. Dacă ce ai pus după masă aici, o să slăbești. Bă, terminăm, uite, mi-ai făcut foame acum. Acum e vremea pentru podcast. Susțin acest film românesc. Uite, fac 30 de kg, na, gata. Slăbești. Pentru filmul ăsta. Trebuie niște nume românești. Horea. Da. Nu poți să le iei pe altul. Patrick. Stai. Nu credeam că trăiesc să văd cu ochii mei, să aud cu urechile mele, că a venit în România un francez care are 35 de ani să predea la facultatea de agricultură. Așa? Să-i învețe pe studenți cum să potcovesc cai. Când în România încă sunt cai și căruțe câte și vrei sănătoși. Și sunt potcovari câți vrei. E posibil? Mă gândesc, oare o să prind, să trăiesc,
să-i văd și pe japonezi când se duc în satele românești să le spună, uite bă, aici învârtita 7-16, mirea așa și o jucau așa. Și uite, în țara Făgărașului, fecioreasca femeilor de la Crihalma era așa. Și să le și explice de ce îi spune fecioreasca femeilor de la Crihalma, că la origine a fost un joc de feciori, dar când era un război, femeile de ale dracu ce au fost, au împrumutat jocul și dansează el. Și să înceapă ăia să danseze feciorească. Că o știu. Ce părere? Cam cum ar fi să vedem că se umple pământul ar în România? Ar fi puțin deranjant și pe ei i-ar scoate cu basma curată și pe noi ne-ar înfunda puțin mai jos. De ce? Pentru că ar fi o puțină rușine. E ca și când, și ții minte că asta, când am fost jurat la concursul ăsta muzical, am zis, hai să introducem și cântece românești. Că nu toată lumea știe engleză, sau nu toată lumea cântă în engleză. Ai și melodii românești, pentru că te-a venit România, majoritatea poporului știe românește și se bucură când aude. Așa e și cu radiourile. Da. Ne depărtăm puțin de filonul principal, cum era acum 30 de ani și cum e acum. Ce muzică românească frumoasă am. Păi dacă acum Aurelian Andreescu ar fi cântat, n-ar fi cântat mult în românește, ar fi cotit-o așa, într-o englezească. Da. Adică s-ar fi pierdut foarte multe lucruri. Spiritul ăsta național, prin toate exemplele astea artistice, dans, cântec, vorbă, ăsta trebuie ținut acolo. E foarte, foarte, foarte greu să țin. Trebuie ușor, ușor în școală. În școală trebuie făcut. Eu am pornit niște proiecte de mulți ani, cu tineri să-i învăț din toate zonele folclorice în România, dar un proiect care mi-e de suflet așa, nu mi-aparține ideea, cineva a avut ideea ca să luăm educatori, învățători, profesori, să învățăm jocurile din zona lor. Aha. Și ei la rândul lor să ducă în școli să învețe pe copii. Și a prins proiectul de în Brăila, cred că sunt peste 50 de învățători, educatori, profesori care au învățat de la noi jocurile. Le-am revitalizat prin ei și ei acum le-au dus copiilor în sate. Și tot ăsta a avut ideea, zice, uite un proiect frumos de la joacă la joc. Da, am pierdut o batistuță, mă bate mămica, hai cu alunelul, hai cu un joc de acolo și uite copiii au prins gust de tradiție și de obicei. Mi se pare foarte frumos. Dar vreau să te întreb, apropo de școala la care ai intrat tu, la vârsta de 14 ani jumate, dimineața te duceai la școală? Nu, mă duceam la liceu. Și seara? Seara. După de trei ori pe săptămână, lunea, miercurea, vinerea, de la orele 17:30 începea repetiția cu grupa mică până la orele 19, de la 19 la 21:30, grupa mare. Și eu, așa am, cred că vreo 4 ani, așa am ținut-o, grupa mică, grupa mare, grupa mică, grupa mare, ca să pot să învăț din tot repertoriul ansamblului și să pot învăța din toate zonele folclorice ale României. Deci zici de 4 ani că îi mergi după aceea te-ai căsătorit? Dacă stau bine să mă gândesc. Bine, nu, m-am căsătorit la 23 de ani. Da, mai mult decât atât, da, corect. Dar da. Cum a fost relația voastră cu Maria? A venit după tine? Așa? Da, deci a venit în București. Ea n-a dansat. A dansat și ea în sat, pentru că în sat, la mine, toată lumea dansa, pentru că vedeau... Toată lumea dansa? Da, pentru că noi facem parte din generația care s-a terminat colectivizarea în 1962. Da. Deci noi aveam 4-5 ani. Noi suntem prima generație care am intrat în căminul cultural să dansăm pe scenă. Restul era în bătătură, era în intersecție, acolo unde se făcea hora. Și ea știa să danseze din sat, jocurile care erau vreo 30 ceva de jocuri și la mine în sat. Vorbesc serios, oamenii le jucau toți jocurile astea la horă. Deci parcă vorbești de altă Românie. Nu, dar așa era România care am cunoscut-o eu. Vorbesc serios. Erau, atenție, sate care nu erau despărțite de nicio casă. Scria aici Conțești, după aceea Bragadiru. Și zicea lăutarului zi, hora țigănească sau hora pe bătaie, ca la noi la Bragadiru. Și avea niște floricele acolo lăutarul, dar și în pași care se asemănau, dar nu le găseai în satul de dincolo. Mm-hmm. Cum și ea, că tot porția ea mea nu era la fel ca a ta. A mea mai avea ceva în plus sau ceva minus. Asta ce are special? Asta e făcută special pentru tine la Virginia Lin.
Dar e bine că stă pe un om mare și valoros. Da. Da. Vătaf. Da. Vătaf, ia. M-am puțin. Atenție. Atenție. Test. Test. Ce știi tu despre ea? Partea pe a doua. A, știu, bă, tot. Păi da, știu că... tot. Și așa, mă. Fii atent. Nu știu dacă tu știi cum se numește asta. Ești brașoveanca, nu? Îi zic toți. Da. Dar el, ca joc, se numea Oera. Și într-adevăr să juca în zona asta Brașovului, eu... Din cauza, s-au datorit oilor? Probabil. Oera. 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 Da? Oera. Atenție. Brazilia, capoeira. A? Eu mai degrabă cred că veneam din partea aia a sașilor și a... Nu. Nu, Oera, așa îi spunea la jocul. Oera. Fii atent. Mm. În 1990 am cununat un verișor de-al meu, eu naș, el fiind. Așa. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am născut în 58 până în 90, așa, la mine în sat se jucau Hora, Sârba, Căligu, Brâu, Călușu. Când am auzit, după două, trei joculețe de-astea, Brașoveanca, și am văzut toți mesenii și-au luat fetele, și-au luat nevestele, și-au început să danseze, tatăl meu trăia și-a stat. Cum e asta? Ce? Bă, zice, fii atent, de vreo 2-3 ani, zice că alu Cutăriță s-a căsătorit cu una de acolo, când s-au dus ăștia cu autobuzul acolo, au văzut cum jucau ăia toți în perechi și au venit le-a aici, plăcut. Le-a plăcut și a fost și lăutarul și lăutarul a început să le cânte și uite acum tot satul joacă asta. Dacă noi coregrafii ne-am fi pus în cap, bă, hai să facem un joc care să-l joace toți românii. Nu reușeam. Dar uite că brașoveanca se joacă peste tot. Pentru că e un joc care are melodia asta așa și fii atent, are pasul foarte simplu. Una, două, trei. Și hai că nu, și așa, mai au chestie, și, Cristiane, degeaba și, neamărine, fii atent așa, aici. Și implică cuplu, bă. Aia, bravo, stai, implică relații, stai, bravo, bă. Bravo. Sigur că pentru da. Dă-mi să beau ceva, atenție, că m-am enervat. Atenție, în Telorman, două jocuri erau în perechi. Ariciul, care era joc prenupțial. Trebuia să joace Ariciul, nu. Nu zi, e prostii. Ariciul, nu. Băi, joci... A, tu poți să joci ca Ariciu, tu poți să joci ca un Arici. Să, că... să fiu da, online, da. Că nu-mi pot imagina cum un joc se numește Ariciu decât dacă eu fac așa, din când în când. Așa, bun. Și mai era un joc, Pomulețul, așa se numea, în perechi. Dar ăsta, brașoveanca, a prins datorită acestui lucru. Pentru că se joace cu soția, cu... fata, cu dacă vrei să spun o chestie apropo da? De timpurile noastre, era puțin mai comercial. Comercialul da, da. Neapărat complicat, ci putea să-l joace da, toată lumea. Pentru că era simplu. Și eu sunt un tip cu care poți vorbi, nu sunt complicat. De asta, lucru simplu, bravo. Niște fani au venit de pe televizor pe aici. Da? Au ieșit. Deci, au ieșit în televizor? Vrei să spun una cea mai tare? Bă, mi se pare chiar că trebuie să o povestesc asta. E de Sfântă Mărie, în urmă cu vreo 10 ani, începuse noi bine de tot emisiunea asta cu mine, cu Nea Marin, poftiți. Mă rog, înainte zicea altfel și fii atent, îi spunea serviți, vă rog. Serviți, da? Vă rog, da, știu. De Sfântă Mărie, de adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, ziua Marinei, da? Da. Eram la Galați și eram în juriu și m-au invitat oamenii ăștia să vin și eu la... cum le zice, manifestările de... Când așa. Trece nava. Da, când, exact când trece nava. Și zic, domnule, nu e bine să vin eu acolo. De ce? Am zis, nu e bine. Eu știam ce. Când am ajuns acolo, așa? Oamenii aici toți pot de altă sta și militarii toți pe loc repaus. Atâta, doar am făcut doi pași, comandantul de acolo, Nea Marine, facem o poză. Aia, bă, așa, au început toți să facem poze, da? Dai seama că s-a ales praful de toată asta. Am tăiat-o de acolo, atenție. Și la prânz am fost invitați la cineva care tot, Maria, acasă.
am luat și noi în cadou, eu, profesorul meu și cu încă un coleg. Ne-am dus... Trei bărbați, da. Așa. Am intrat în casa omului, la etajul 3, n-o să uit, 4 apartamente pe etaj. Am intrat în apartament, cum ne-am așezat la masă, bă, am uitat cadou în mașină. Am ieșit să iau cadou. Când am deschis ușa de la casa omului, de la apartament, vis-a-vis o femeie la 60 de ani. Când m-a văzut, a zis, Neamarin, ușa era deschisă și la ea, zice, păi uite, Brej, la televizor. De eu zic, doamnă, am ieșit un pic și intru la loc. Femeia, fii atent. Să intri înapoi pe televizor. Da, eu zic, doamnă, am ieșit un pic și intru înapoi. Și ea zice, nu cred. Eu am coborât, m-am luat cadou, am venit, am intrat la masă, ne-am pus la masă, n-am zis nimic acolo. A doua zi, soțul doamnei... Doamnei de vis-a-vis. Soțul doamnei... La Maria. La Maria, unde te-ai dus? Care era directorul centrului de acolo, zice, bă, Neamarine, aseară a venit salvarea la vecina și a luat-o pe vecina. De ce? A făcut tensiune 24 sau nu știu. Păi de ce? Păi zice, fii atent ce discuție a avut ea cu soțul. Ea i-a spus că te-a văzut la ușă, la ea, și el n-a crezut. Și a zis, ba da, mi-a zis mie că, uite, a ieșit în televizor și intră înapoi. Și uite, așa a fost, că a fost la ușă și după aia a intrat la televizor. Auzi ce chestie. A râs să mor. Dar și eu nebun, am zis că am ieșit și intră înapoi. Acum vreau să te întreb, gândește-te la soțul doamnei care te-a văzut de pe partea cealaltă a străzii. I-a început, domne, l-am văzut că a intrat ieșirea. Acum gândiți-vă ce gândea soțul. Calmează-te, draga mea. N-a fost imposibil. Și doctorul de pe salvare, ce s-a întâmplat? L-am văzut și cu ochii mei, l-am văzut cu ochii mei la ușă. A ieșit din televizor, acolo, și după aceea intrăm. Și ăștia, doctorii, schimbându-și acolo. Elvis și Neamărină. Nu mai ținut, femeile sunt disperate. Deci eu cred că s-a întâmplat ceva foarte frumos și... Numai tu puteai să faci chestia asta. Dar vreau să spun un singur lucru. Fiți atenți, pentru că noi cu toții trebuie să luăm exemplu. Eu te-am invitat la podcastul ăsta pentru că vreau să aflu adevărul chiar de la tine. De unde longevitatea asta artistică și mentală? Și am aflat. Atenție la acest citat. Ce zice Neamărin? Dimineața la trezire, bea un pahar de apă și ia o linguriță de miere. Urmează micul dejun cu roșii, ardei, castraveți și o bucată de brânză proaspătă. Brânzul, pe care îl iau în jur de 13-14, constă într-un grătar cu o salată, iar cina în jur de ora 19 constă într-o supă sau un pește la grătar. Gustările 2-3 ore de la masă constau într-un fruct. Acesta este secretul meu. Așa e. Cine ține acest regim dintre voi toți? De ce minți? Nu mint, eu am început. Bine că am programul ăsta pe care e impus de Vătaf și nu pot să da. Altfel, eu să știi că modul ăsta de viață l-am adoptat. Deci eu cred că, cum ai zis aici, cu eu nu pot să fac regimul ăsta, să eu pot să fac numai că sunt luat de valurile fiecare zile și eu uit de regim. Și după ce mă trezesc, stai puțin că mi-e foame puțin. Nu există. La mine e legi. Acum pe televizor ar veni câțiva oameni noul val de nutriționiști ți-ar spune Neamărină, fasting-ul Neamărină. Ai auzit asta? Nu. Nu știi ce e fasting? Nu știu. De stai nemâncat cât poți. Alea cu 8 ore, cu 16 ore? Așa prostie ceva asta. De genul ăsta, nu. Tu n-ai fi de acord cu chestia asta? Nu. Ai o motivație pentru care nu ești de acord cu asta? Nu, dar nu, cred că n-aș putea să rezist să nu mănânc atât. Pentru că eu toată viața mea așa am fost. Așa am mâncat. Deci, clar. Eu cred că trebuie să reiau... Și eu am zis că fac fasting. N-am mers prea bine pentru că, uite, aveam... Adică am încăput în asta, atât am slăbit, uite. Uite cât era, uite am slăbit. Da, așa erai. Așa erai, da? Așa erai. Și uite, uite. Oh, păi e bine atunci, dacă erai așa și ai ajuns așa... Când mi-ai făcut asta, da? Eram așa. Da, păi de-aia ți-ai făcut-o, da. Și se vede și osul ăsta de aici, să profite. Nu știți voi, n-ați avut, nu am văzut ochii pentru mine. Noi cântăm piesele astea, Neamărină. Dar eu cred că în viața ta muzica e mai complexă decât cred cei care ne urmăresc. Zi-mi sincer, în afară de partea asta populară,
care reprezintă ființa noastră, fără doar și poate. Tu ce mai asculți? Ce piesă, ce melodii mai asculți? Și să nu-mi spui, sau spune-mi, te rog frumos, mai cânti ceva? Să cânt eu? I love rock and roll. Nu cânt, dar am dansat de toate, să știi. Nu. Vorbesc serios. Uite, am dansat. Acum să-mi spui ce ai dansat în afară de populară. Păi fii atent. În afară de populară? Da. Gândește-te la un lucru. Eu când am venit în București, așa, informația despre jocul tradițional românesc era foarte puțină. În București. În București. Și să dansa așa. Rusește, polonez, gruzin, georgian, mă. Da, da, știu. Asta special vocal gruzin, da. Da, să dansau un ansamblu. Dar erau profesori care au fost școliți prin alte părți, îi spunea dans de societate. Dansul sportiv de azi, vals, tango, Boston Twist și toate cele. Deci ai dansat toate astea? Le-am dansat, da, pentru că aveam profesori care ne învăța și celelalte stiluri de dans. Dar am făcut dans modern. În 1978 am fost la Festivalul Mondial al Tineretului în Cuba. Și atunci am dansat și folclor și modern. Am film și am și martori. George Mihăiță era prezentatorul spectacolului nostru, că vorbea spaniolă. Te rog să mă crezi că George Mihăiță, la un moment dat, era printre noi când noi dansam dans modern. Vorbesc serios, am dansat dans modern. Vreau să zici care este dansul care îți place cel mai mult, dar nu să fie popular, să fie modern. Care e dansul care îți place ție cel mai mult? Deci nu popular, modern? Modern. Rock and roll. Vorbesc serios. Tu ai dansat rock and roll? Da, da. Păi ți arăt filmulețe, că am dansat la Dansez pentru tine. Am dansat rock and roll, m-a învățat cine? Mihai Petre. Da. Fii atent. Da. Din punctul meu de rock and roll-ul e o chestie de rid, e adevărat? Da, la puțin. Dar eu am făcut o mișcare pe care niciunul dintre colegii mei nu poate face. Ai inventat-o tu. Eu îmi cer scuze. Tu ești inventat-o. N-am inventat-o eu. Da. Am definitivat-o pe trupul meu. Am preventat-o. Da. Nu. Deci, da. Mișcarea e așa. Deci fii atent, ca să vezi. Îmi cer să scuze că arăt ca un fel de cămașă de noapte. Bine, asta e portul popular, dragul. Dăm. Adevărul că asta te identifici tu cu el. Când zici Horea Brenciu? Nu, da. Eu nu mă identific cu rock and roll-ul. Nu? Nu, eu sunt cu brașoveanca. N-ai gândit niciodată? Nu. Nu-i timpul pierdut. Da, să mă apuc. Da, poate. Dar îmi pare rău că n-am învățat să cânt la acordeon, că am avut ocazie și n-am învățat. Am fost frate. Dar poate că mă apuc acum la bătrânețe. Știi ce? O horă și o sârbă, dacă știu, pentru mine la școală, copiii, perfect. Eu cred că nu-i timpul pierdut și vreau neapărat să cânți Hora la acordeon. Și cred că poți să faci lucrul ăsta, pentru că eu am crezut că până la 50 de ani am învățat pe toate. Nu, mă bucur foarte mult că în continuare să învăț. Uite, astăzi am învățat diferența între căluș și celălalt. Călușeri. Și călușeri. Cu oameni din muzica populară ai colaborat, foarte cu mulți. Oameni de ăștia. Eu am cunoscut-o pe Mariora Murărescu la... Și eu am cunoscut-o, da? Pe Mariora, am colaborat cu ea, cu Elize Stan, cu Elize Stan. Producători. Da. Dar gândește că eu, când eram copil, așa? Era un top atunci. Cine erau? Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu, Irina Login, Maria Cornescu, Nelu Bălășoiu, Dolănescu, frații Dolănescu, Marin Cornea, eu cu ăștia am crescut. Practic îi știi pe toți. Păi știu pe toți. Ei știu... Și am colaborat cu ei între timp, îți dai seama. Am și eu... Noi când am trezit, când eram mici, vedeam Tezaurul Folcloric și vedeam un cal care trecea. Și cum i-a zis, zice, știi cum se numește, domnule, melodia asta? Hora Tezauriană, domnule. Pentru că era genericul ăla, Tezaur.
Iartă-mă, o să-ți mai spun ceva. Te rog. Eu știu că mi-ai spus că n-ai cântat până acum, dar tu ai voce. Tu ai voce. Deci, Adinaur a cântat un lucru foarte frumos, nefalsă nicio notă. Când încep să faci la hora, la... cred că trebuie să încep și pentru, uite, un album la 75, la 80 de ani, un album cu tine, muzica populară, o chestie așa mai liniștită, mai lentă, un brașoveancă. Ar merge, nu zic nu. Uite, și ca să-ți dau și o idee... Uite, ai putea, de exemplu, să faci și o piesă în sensul ăsta. Explică-mi o chestie. De ce este celebru acest pinguin? Pentru că tot așa e foarte simplu. Una, două, una, două, una, două, un, doi, trei. Una, două, ta, 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 ti, ta, 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 una, două, un, doi, trei. Zice pinguin. Și că zice pinguin. Că țopăi ca pinguin. Dacă zice ursul brun, nu ar fi atât de interesant. Pinguin, vezi un pinguin? Da. E formidabil cum și numele, și dansul, și cu măsurile aferente. Interesant cum tot pachetul ăsta poate penetra, da. Sau, bă, nu, e prea complicat. De exemplu, am fost la niște nunți de macedoni, iar nunțile de macedoni, mi s-a părut, și corectează-mă dacă greșesc, au o chestie foarte clară. Când mă ridic eu să dansez, nu numai că se ridică toată masa mea, dar se ridică toți macedonii din jurul meu și începe să dansăm, face un cerc enorm. Nu îl închide, are conducătorul de joc, ăla care ține Batista în mână sau exact. Ce ține el. E, ce se întâmplă acolo? Pentru că asta e. Deci toate familiile noastre sunt, toată societatea noastră, toată etnia comunitate? Noastră, comunitatea da. Se întâlnește acolo. Și ce faci? Dansezi acolo. Dansezi, nu 5, poate 10 minute în continuu. Da. Și te uiți la cine mai în rând cu tine. Și te uiți așa în stânga și în dreapta și zice, a, ce frumoasă e fata lui ăla din... Da, da. A, ce... Și eu cred că de acolo... Aia e forma de socializare. Ăla era, acolo se întâmpla totul. Când exista hora satului, acolo era... Aflai și cât e prețul la grâu, cât e prețul la porumb, cine cu cine, cine a vândut porcine. Și se făceai și premonițe pentru... Tot. Acolo se întâmpla. E, asta a dispărut de mult... Pe vremea comuniștilor. Comuniștii au distrus. Cum așa? Păi uite așa, pentru că le-a distrus motivația oamenilor de a se mai întâlni la hora satului. Ah, corect. Unde la hora încep să se discute despre securitate. A, și acolo... Da. Și vă și demonstrație dacă deci, te trebuie mai mult de trei. Lumea trebuia... Da. Cum se întâmplă ziua de azi? Să nu ne mai adunăm prea mulți așa, că nu e bine. Dragul meu, Neamărin, aș vrea să spun că eu am aflat la... Când eram la școală, de anumiți poeți care se duc și culeg folclor. Foaie verde a dorului, uite-o pe... Dorului. Cum? Lung e drumul dorului. Și am cules-o, ia mai zi bai deodată, cum ai zis, foaie verde a dorului, lung e drumul dorului. Mai ales că, dacă stau bine să mă gândesc, Miorița, prin poetul ei necunoscut, este cea mai bună dovadă în sensul ăsta. Dar iartă-mă, cum faci tu de te duci tu și să-mi spui unde ai descoperit... Care a fost descoperirea ta, ducându-te prin țară, care ți-a rămas în suflet? Ai descoperit o femeie care ți-a spus o vorbă senzațională, vizat, sau o dans special? Ai descoperit un bătrân care ți-a spus, băi, uite, pasul ăsta e important? Zi-mi cum faci tu culegerea asta și în același timp ce descoperiri? Păi da, uite, de exemplu, eu am făcut parte dintr-o echipă de specialiști care mergeau să așa. Învețe jocurile, condusă de profesorul meu. Noi eram un fel de cobai. Cobai? Da, pentru că noi intram între ei să jucăm cu oamenii. Deci învățam, tu ai zis că la rămâni, că să prindem mâni. Da. Ne prindeam de brațe cu ei și începeam să dansăm. Și îți dau un exemplu acolo în Oltenia. Rustem. Fii atent,
începea să cânte. Începeau lăutarii să cânte. Oamenii nu începeau să joace, uite așa, până când luau toți ritmul și începea ăla să strige. Tot așa, fiecare joc avea strigătura lui. Dacă ăla zicea, dacă pe dreapta nu-ți vine, trage pe stânga la mine. Dacă lumea mergea la dreapta cu jocul și când ăla zicea, dacă pe dreapta nu-ți vine, trage pe stânga la mine, stânga! Și toată hora o luau la stânga. Dacă ăla dătea comandă hora în două părți, ei știau că de acum hora nu mai e nici la dreapta, nici la stânga și merge în două părți. E, gândește-te că noi ne băgam, noi eram 3-4 tineri care ne băgam printre oameni și începeam să jucăm cu ei. Cea mai mare satisfacție a vieții mele a fost când ăla din dreapta mi-a zis, dar tu ești de la noi, de aici ești de la nostru. Pentru că am învățat imediat ritmul și am învățat pașii de la el. E, ce nu știam noi? Nu știam să-i descompunem. Specialiștii care atunci, profesorii noștri, știau să descompună și începeau să-l noteze. Dreptul, stângul, drept, stâng, drept. Dacă să reții ăla. Da, da, pătrime, pătrime, optime, optime. Pătrime, pas lung, pas scurt și uite așa ne-am pomenit și noi, încet, încet, după profesori, că știm să descompunem dansul. Pentru că pentru noi era imitare. Da, da, imitare. Imitare. Și după aceea am început. E, erau oameni, dacă tot vrei să-ți spun, oameni care știau să comande și să joace. De la aia încercam să învățăm tot ce se putea. Pentru că sunt unii care știu să joace, dar nu știu să-ți descompună, să-ți-l exemplifice. Tu trebuie să-l înveți și după aceea să-l descompună. Practic, tu trebuie să citești jocul. Exact. Adică văzându-l și dansându-l cu el. Pentru că eu am văzut foarte multe emisiuni cu tine la televizor și am văzut foarte multe vedete care au trecut pe acolo și am văzut la un moment dat această nebunie cu serviți, vă rog, și după aceea poftiți pe la noi. Vreau să te întreb, cum a început nebunia asta? Mona ți-a dat telefon, hai să facem asta sau... Da, deci fii atent. Dar tu nu știi la început cum se nu, mănâncă. Nu, n-am știut nimic. Deci noi în 2006 am început Dansez pentru tine. Așa. În 2009 a început Serviți, vă rog. Dar până atunci, Mona văzând ce fac eu în sălile de balet la Dansez pentru tine, că tot îi atingeam pe ăștia cu un șut, cu o palmă, cu asta, și ăștia tot mă iubeau mai mult, Neamarin. A zis, băi, cu tine trebuie să facem o emisiune. Da. Și ce să faceți cu mine, că în afară de dans, eu nu știu. Bravo. Și așa a fost treaba și fii atent, știi unde am început, nu? Nu. La Măgura Zărnești. La mine, la tine, acolo. Da. Pentru că eu acolo aveam un coleg, am fost de multe ori la el în sat acolo, la Măgura, mi-a plăcut foarte mult zona aia și a zis, mă, mergeți voi și vedeți dacă vă place acolo, acolo mergem. Păi tu crezi că eu știam despre ce e vorba? Crezi că eu până la, uite, sunt 14 ani, da. 50 de ani, la 50 de ani aveam. Crezi că am mulți o vacă, capră, oaie, până atunci? Da! N-am mulți. Nu cred. Nu, mă minți. Nu te minți, jur. Mă minți. Jur. Nu. Ascultă-mă ce spun. Nu, pentru cât am fost copil, nu ne dădea voie să ne băgăm de noi ce? La nimeni. Nu ne, așa am prins eu. Și eu la 14 ani am plecat din stat. Și după aceea plecând din stat, n-am mai avut timp să mai mulți nimic. Dar atenție, eu am prins perioada când s-a terminat cu animalele din curtea noastră, pentru că le-a luat la CAP. Corect. M-ai înțeles? Da. E, am înțeles. Și atunci fii atent. Acolo s-a întâmplat nebunia, pentru că Mona, știindu-mă că eu sunt nebun cu dansul, cu toate astea și că la mine acasă, eu tun trandafirii, tai via, știam astea de mic, din copilărie. M-a adus la cineva într-o curte și a zis, uite, să-l învățați și pe Neamarin cum faceți dumneavoastră aici. Bă, atât de mult mi-a plăcut. În primul rând că în ziua când am ajuns... Asta a fost un fel de training pentru emisie. Da. Trei zile eu cu omul ăla am început. Să mulgem vaca, să dăm mâncare la păsări. Atunci scosese puișorii din nou, când am ajuns eu în 12 iunie. Te rog să mă crezi că am filmat iunie, iulie, august până în septembrie. Eu am stat în Măgura 3 luni de zile. Deci știam tot ce se întâmplă în satul ăla. 124 de case era toată zona aia. Cred că la 100 de case am fost în curți. Le-am făcut curățenie. Am făcut tot felul la toți. Erai singur acolo? Deci eu
am, cât, în astea trei luni, mergeam pe la toți oamenii și întrebam, mâine ce aveți de făcut? Păi, uite, am cules prunele, facem țuica. Gata, busul și cu nu știu care, mergem și facem țuica. Așa. Deci, practic, prima idee da. Pentru care a început acest ciclu de emisiuni a fost că voi ajutați pe fiecare, ajutați pe cine trebuie, oamenii din sat. Să-i ajutăm să le fie viața mai ușoară. Dar, atenție, aveam o pensiune unde aveam 6 familii și ăia trebuie să le facem mâncare și să-i facem să se simtă bine. Să le cântăm, să le dansăm. Și de-aia a venit atunci Andra, Delia, Cătălin Josan, Jean de la Craiova, cu ei am început prima dată. Și uite așa, de 14 ani o ținem în continuare. Și tot, deci, tot la Măgura ați învățat să-l bateți pe Vârciu? Da, acolo a fost, pentru că în ultima... Dar Vârciu n-a fost printre primii... Ba da, Vârciu a fost în primul sezon la Măgura din ultima emisiune. Deci aia care am... Nu-l cunoște până nu. Atunci. Nu. Auzisem, știam ceva, am văzut la televizor cu Eleiu, știam ceva de ei. Mi-a zis Mona ceva, că a avut o perioadă mai dificilă, că s-a despărțit de soție și că a avut un necaz în familie, murise fratele. Aha. A venit, primul meu contact cu el a fost așa... Tu trebuie să intri în grajd la vacă, să iei balega și să o pui aici, la păstratul ăsta la grădină. Și el a zis, ce să fac? Uite, cu roaba, cu lopata, iei balega, o pui în asta și ce aș face cu mare drag, dar mă doare piciorul. Care picior? Ăsta. Aha, bun. Zic, atunci du-te la bucătărie. S-a dus la bucătărie, a doua zi dimineață, vină cu băiatul. Direct la graj, iei roaba, balega, nu pot, neamarine, ți-am zis că mă doare rău piciorul. Care? Ăsta. A, da? Prima uluca am scos-o și omoară-l. Deci tu mă minți, da? Și, de, și așa s-a întâmplat cu noi de 14 ani suntem împreună. Da. Da, e puține, foarte puține colaborări de genul ăsta au rămas de-a lungul ultimilor. Da, dar să știi că noi și în viața reală suntem tot așa. Deci, fără camere, eu cu Liviu mai mult de 5 minute nu putem stăm serioși. Că el începe să-mi bage mâna în ochi, să-mi facă ceva, să... Aia și gata, începe nebunia. Începe să-ți bage mâna în ochi? Da, uite așa, băi, hai, ce fac, bă, tăticule, ce fac, nu știu ce, uite, tot așa să nu mă lase. Știi? Eu cred că are o înclinație către tine, nu știu cum să o numesc. Ideea este că eu te-am îmbrățișat. Eu n-aș avea de ce să-ți bag mâna în ochi. E adevărat că mie, de exemplu, da? Niciodată Liviu, și îl cunosc nu de... Nu ți-a făcut așa niciodată ceva. Niciodată îl cunosc de peste 22 de ani. Da? De zile, niciodată nu mi-a apucat. Problema că la mine nu vrea să-ți bage... Da, da. Vezi, cu tine are o înclinație specială. Da, da. Asta vă privește pe voi. Da. Mie mi-a plăcut că tot ce s-a întâmplat acolo a fost... și generat de invitații pe care ai avut, și generat de oamenii pe care i-ai avut în zona respectivă. Câte deplasări au fost în țară? Au fost în toată țara? Da. Am bătut, în toate zonele? Da. Acum chiar pot să spun, cu ultimul sezon am bătut toate zonele României. A fost vreodată în Republica Moldova? Acum am fost în Republica Moldova. Acum nu pot să spun prea multe lucruri, da, dar perfect. Va fi dar zi-mi un foarte lucru. Interesant. Toată țara românească ai petrecut-o, ai văzut-o, ai străbătut-o și după aceea ai dus în Republica Moldova. Aici s-a întâmplat ceva cu totul special? Da, da, da. Care acest special? Pot să spun atât, că am fost într-un sat uitat de lume, ca atunci când eram eu copil, așa era satul. Sărac, amărât acolo, dar ce mâncare, ce gust are mâncarea și ce lucruri minunate am făcut acolo și ce tradiții încă am găsit, o să văd oamenii acasă. E minunat chestia asta, atenție, cu Moldova. Și am fost în cramele Cricova, da, o săptămână, am muncit acolo, am învârtit la sticle și am făcut tot felul de nebunii, cum nu vă puteți închipui. Da. De ce nu bei? Băi, eu de felul meu nu beau. Nu, ai o chestie, nu mai beau pentru că nu mi-e... Nu, dar eu nu am băut de mic, n-am băut. Am băut și un pahar de la vin. La nunta ta ce ai băut? Vin, am băut până... Trebuie să spun la mulți ani, deci da. Trebuie să fac asta. Ca să spun la mulți ani. Doar da, ca așa. Să spun la mulți ani. Da. E, atunci gust din el. O gust, nu, de gust, da. De gust. Mamă, și e de la de... Da. Vreau să te întreb un lucru. Te și rog. În 14 ani de zile cred că ai cunoscut pe toți, pe toate vedetele României.
Dar acum trebuie să-mi zici o chestie foarte serioasă și sinceră. La mulți ani, bine ai venit, mă bucur că te văd, ești frumos. Sănătoși. Sănătate mult. La mulți ani, copii. Sănătate, să trăiți. Vreau să te întreb. Cine a fost cel mai leneș, cea mai leneșă vedetă cu care ai colaborat în timpul acestor emisiuni? Nu te-a ascultat deloc. Era leneș, tăticule. Au fost mai mulți, mă. Au fost mai mulți care leneși. Au fost mai mulți leneși? Care trebuiau împinși de la spate să facă. Nu, păi de-o creiere. au fost mai mulți. Pot să spun, în schimb, cine a fost cel mai muncitor? Dar nu spui cine a fost leneș. Au fost mulți. Stai că pot spune. Uite, de exemplu, Simona Senzual. De exemplu, asta, Buruiană. Nu mai așteptam la... Da? Buruiană. Așa. Buruiană, nu știu cum o cheamă. Că, dragul meu, nu se poate. Eu îmi imaginez cum Simona Senzual se apropia de o vacă. Draga mea, te voi mulge. Nu știu, îmi imaginez. Da, imaginează-ți tu că l-am trimis pe Mihai Petre cu Simona Senzual, cât o coșniță din asta să adune mușețel în Delta, la Maliuc, pe stadion. A, da, adunau mușețel în timpul lui 12 acolo. Și la un moment dat, Mihai, îți dai seama că ce să vorbească el cu Simona. Și zic, Mihai, până nu umpleți coșnița aia, nu aveți. Cum, toată asta? Da. Și Mihai a început să adună. Aia cred că îi trebuia o săptămână să adune o coșniță de aia de mușețel. Că nu făcea. Stătea în fund și... Eu mi-aduc aminte și cred că nu am râs așa de multă vreme. Eu mi-l aduc aminte și am văzut o fază și nu pot să o niciodată. Cu Cosmin Seleși. A, credea să nece? Da. Deci, aia, deci faza aia, când cu stuful, când cu barca, când s-a desprins și după ce a căzut în apă. Da, da, vezi tu. Bă, omul de Seleși este el simpatic, actoraj. Adică îți dai seama, băi, e o cameră care merge, am și microfon, hai să facem ceva, un conținut pentru o emisiune de televiziune. Dar faza aia a scăpat de sub control. Da. L-a depășit ca actor și a devenit un om simplu într-o situație destul de interesantă. Era să nece, efectiv, era să nece. Pentru mi s-a părut senzațional. Era să râd, să nu râd, dar să îndeagă. Nu, joacă, nu joacă. Și mi-a dat seama că joacă. Pentru că proprietarul de acolo este așa, facem un concurs. Cine aduce cei mai mulți nopți de trestie. Așa, așa. Și am plecat cu bărcile fiecare. Eu am ajuns, înainte eram cu echipă tare de tot. Cu Dina Pistol și cu Clejani, cu Margherita. Margherita. Da? Noi am coborât, am luat, am umplut barca. Așa? Și eu la să dau înapoi. Și a venit Liviu cu Andrei și cu Seleși. Și au dat seama că ei nu au timp să iasă, că noi ajungem la finish. Și o să câștigăm noi și era o chestie din asta. Și atunci au zis, bă, cel mai bine sărim în barca lor și le luăm tot, punem la noi în barcă. Da, da. Eu stai seama cu două fete, ce să fac? Am ținut eu piept la ei câte așa. Am zis, băi, bine mă, face ce vreți, că uite, oricum, proprietarul e acolo, a văzut că noi am încărcat, nu o să descărcăm. Și am zis, Doamne, ai grijă de ei. Și a avut grijă, ai văzut că la un moment dat s-au făcut praf acolo, ăla era să nece, da. Ce momente nebune, ce momente nebune au fost acolo, chiar vreau să spun că și toate elementele alea dădeau mirosul ăla de țară, de proaspăt, de... Da, adevărat, totul e adevărat. Da, totul e adevărat. Acum trecem puțin în partea cealaltă și te întreb, cine a fost cel mai harnic? Păi uite, tot am pomenit, în primii ani, deci din 2009 până prin 2013-14, Gina Pistol era nelipsită și eu n-am văzut un om mai muncitor ca fata asta. Deci muncea, trebuia să tragi de ea să nu facă. Ăștia mă rugam să facă ceva și la aia trebuia să-i zic, oprește-te, gata, du-te și te odihnește un pic și continui. Foarte muncitoare. După aceea s-a mai schimbat și ea. Dar ea, într-adevăr, muncea. Au mai fost mulți care au muncit, chiar m-au impresionat. Să știi că Liviu, dacă vrea, muncește. Dar el nu vrea. El dă-l dracu ce dacă e. Dacă vrea. Dă-l dracu ce e. Dacă vrea. Face, dacă vrea. Da. Eu cred că eu, ca să o spun și pe mine, eu am muncit toată noaptea. Da. Am muncit toată noaptea și mi-am dat seama că nu-ți place ceapa asta. Da, mănâncă tu. Și pâinea asta nu-ți place. Dar
Eu cred că o să-ți placă ce am muncit. Fii mea m-a ajutat la 3 noaptea. La când ne-am culcat, iubire? La 3 noaptea. La 3 jumate. 3 jumate noaptea. Dar știi de ce? Ce ai făcut? Pentru că am zis, dacă eu mâine, când vine Neamărin la podcast, lucruri simple, așa, lucruri simple, nu fac niște lucruri pe care le-am mâncat de foarte multe vreme, atunci nu sunt, nu sunt. Și aceste lucruri vor veni cu piesa următoarea. Deci, atenție, stai. Doamne și domnilor, podcastul continuă. Astăzi Neamărin este servit și muzical și culinar. Să intre toată lumea. Sarmale ți-am pregătit. Hai. Hop. Cum se numește piesa asta? Nu știu. Nu poți, nu, 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 nu știu. Deci această piesă Sarmalele rece. Moldovenească. Zi, azi, da. Cred că o... Sigur. Zi, 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 codiță, zi. Așa, așa. Că place inimii, mă. Da. Asta, Condurache, cred că o cântă. Daniela? Da, 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 da. Ce văd? Deci, eu cred că, eu cred că ești talentat. De ce? La muzică, în general. Păi, de câte ori ne-am auzit? Păi da, dar e mai numai un pas. Adică, eu cred că tu ești talentat la multe lucruri, numai că ori n-ai avut timp să le pui în practică. O să le faci pe toate, Hărică. E adevărat, e adevărat. De ce se servesc sarmalele? Nu știu, m-am întrebat asta mereu, dar n-am știut să găsesc un răspuns. De ce se servesc sarmalele la nuntă? Ca ce? Păi de ce? Eu nu știu cine le-a introdus în meniu de la nuntă, așa? Dar când eram eu copil, sarmale mâncam doar la Crăciun. Atât. Atât, da. Atât. Corect. În rest, da, nu mâncam sarmale. Acum, vezi seama, le-au pus ăștia în meniu. Latura asta a emisiunii Poftiți pe la noi sau Serviți, vă rog, a fost ea pentru oameni de la țară, să cunoști problemele. Dar dincolo de asta, te gândești așa, bă, da, uite, au dansat oamenii aia. Au făcut o mișcare, au făcut o bătută, au făcut o brașoveancă și așa mai departe. Cred că și asta a fost important de reținut. Ultimile emisiuni, în ultimii ani, așa au mers. Neamărin cu tradiții și obiceiuri în mai multe sate ale României. Și asta am și făcut la sfârșit, în ultima zi, adică noi lucram în cele 4-5 zile și pregăteam un spectacol. Că era târg, că era spectacol. Asta era ideea, ca să adunăm oamenii din comunitatea de acolo să danseze, să cânte ce fac ei acolo, dar și noi să ne integrăm între ei. Și atunci eu trebuia să învăț de la ei, să-i învăț pe ei mei, care erau 4-5 cu mine, să dansăm și noi cu ei. Ai avut... jumătate de noroc cu calitățile fetelor tale. Larisa, care are acum 24 de ani. Nu, Larisa are 34 de ani. Băi, fantastic. Vezi, băi, eu nu mai deschid niciodată internetul. Vorbesc serios. Nu. Stai că mai sunt, o să mai fie greșel până la urmă. Deci, bine că n-am făcut-o de 5 ani. De noroc o cunosc. Dar Larisa arată de 24 de ani. Da, asta da. Arată de 24 ani, dar 34 de ani. Și Dana, care are 31 de ani. Dana, care are 41 de ani. Nu, 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 nu. Deci eu dau judecată. Dau o judecată. Dă-i. Larisa este partenera ta, bucuria ta, pentru că ea vă duce dansurile mai departe, da. Dar o face doar de complezență sau că îi place mult chestia asta? Ce simți? Cea mai mare satisfacție a vieții mele este că Larisa a îmbrățișat meseria care am făcut-o eu și care o fac și că iubește mai mult ca mine tradiția și obiceiul. Și faptul că ea a devenit un profesor foarte bun de jocuri românești. Ea acum predă. Numai asta face. Deci ea de luni până duminică în fiecare zi de la orele 18 în sala de dans și vin oameni ca tine, ca oricare, să se recreeze. Și are grupe de câte 25-30 de elevi în fiecare zi, de la orele 18 până la 19-30, la 19-30 până la 21. Și marțea, joia și duminica
sunt și eu acolo și repetăm cu cei de performanță. Cei care vor să facă performanță lucrează cu noi. Dar avem mai mulți profesori în școală. Spune-mi, ce sfaturi le-ai dat tu fetelor tale? Băi, fetelor, vedeți că băieții sunt răi, să îi luați noiaua cât e cazul. Ce sfaturi le-ai dat tu fetelor? Le-am dat multe sfaturi. Problema e că cea mare nu a iubit, cum iubește Larisa, dansul, tradiția. Ea a fost cu școala, banca, așa, cu da, nu știu ce, și a făcut viața ei cum a vrut ea. Larisa, în schimb, a terminat ASEU și a zis, eu nu vreau să profesez așa ceva. Eu vreau să merg pe urmele dansului. Și am lăsat-o să facă ce vrea. Bravo. Bine, sfaturile le-am dat ca la toți din jurul meu. Să aibă grijă ce vorbește, cum se poartă. Așa. Larisa i-am dat mai multe sfaturi și am zis să aibă grijă că dacă face lucruri bune, lumea o să zic, a, fata lui Neamarin, dar dacă face lucruri rele, să zică și aia nu Neamarin. Da. Bine, eu, copiii sunt sufletul meu. Și cea mare. Și nepoții la fel. Mi-a dat nepoții și atenție că nepoții îmi calcă pe urme, că îi dansează de mici. Și Darius. Și Darius și Ana. Și Ana, da. Adică amândoi. De cât, mici. Câți ani au acum cei doi? 14 ani Darius și 13 Ana. Da, deci de mici, de la 3 ani i-am luat pe lângă noi. Larisa a avut grijă la grădinița unde au fost ei să meargă să predea dans acolo. Când am început școala, m-am dus eu și am predat la ei în școală ca să pot să apropii cât mai mulți copii pe lângă ei să dansăm. Și sunt de mici în școala noastră. Vrei să-i dau eu o idee de viitoare emisiune Monei Segal? Zi. Mona, mai ții minte aia cu Kardashian? Nu. Gândește-te, Kardashian e cu sclipici, cu briz-brizuri? Nu. Neamărin clan în România și fiecare din componenții familiei să fie urmăriți de o cameră. Care e problema? Și de fiecare dată se întâlnesc și discută. Și or să nască din chestia asta lucruri formidabile. Și de fiecare dată când se duc toți trei la când te duc toată familia se duce la țară, toate camerele sunt cu ei. Și uite, așa o să fie o nebunie. Mai ales că, după cum îl știu eu pe Neamărin, e dinamic peste tot. Și în viața de familie, pentru că fetele acum stau acasă? Cea mare stă cu mine și cu nepoții și Larisa e la... Deci, eu cred că asta e următorul proiect. Să vedem viața familiei. Oricum, clanului Neamărin. Tu ai ghicit treaba sau poate știi că Mona ne-a cam dus în familia peste tot. Și hai și la cuțite, hai veniți voi fetele la tata în emisiune să vedeți cum e, să munciți cu el. Pregătește ceva, Mona. Ideea este că noi am fost și noi la cuțite și, mă rog, la cuțite. Am fost cu fetele mele mari când am fost la șef, dar am fost și să degustăm cu toată orchestra. Cineva a cerut, nu spun cine. Nu spun cine, porție dublă. Dar nu o să spun cine. Da, nu se știe, dar din gură am trecut asta. Asta e viața, nu e o problemă. Dar eu cred că dacă tot am ajuns aici la momentul ăsta, nu știu, n-am cum să vă spun, mă, din ce zonă, mă. Eu n-am cum să vă spun melodia voastră. Uite, una la improvizație, na. Hai, să una la improvizație. Deci oamenii ăștia, deci brusc acum, toți ai mei, pentru că e singura emisiune la care noi am cântat tot felul de genuri din toate țările, din toată țara, este prima dată când ei înainte de emisie ziceau, a, dar o știu și pe asta, dar o știu și pe asta. Zic, băi, cum se numește asta? Eu de acolo. Asta cum se numește? E, surprindeți-mă și pe mine și pe Neamărin. Da, mă, că-s cât și eu azi.
Bună seara, dragii mei, la 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 la, fete mândre și flăcăi, la 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 la, și-am venit cu bucurie, la 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 la, să părțim apă omenie, la 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 la. Zi-mă! Tuturor, la 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 la, ăsta-i podcastul podcasturilor, la. Deci bine, bună seara, dragii mei. Este una dintre piesele pe care am fost și în emisiunea Iulianei Tudor cu câțiva ani în urmă. Da, 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 te-am văzut. Și ai cântat împreună cu cineva. Cu cine am cântat? Am fost pe cal. E adevărat. Eu fiind... Băi, 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 Cristiane, nu așa, nu așa, Cristiane. Știi când mi-a plăcut mie? Nu așa se face, Cristiane. Știi când mi-a plăcut mie de tine când am văzut? Te rog. Îmbrăcat în costumul de rupea și ai... Da, acolo, acolo am fost. Acolo, acolo, acolo. Numai că aveam niște, să-mi spui cum se numesc pantalonii aia, strâns ițari. Pe ițari și i-am strâns foarte bine și când, și când am luat, așa am prins calul de căpăstru, știi? Și am ridicat așa piciorul. Și s-a rupt. Și s-a rupt neamărine. Între picioare pantalon. Neamărine s-a rupt între picioare pantalonul grav de tot, era practic groapa Marianelor acolo și eu am intrat pe cal, dar nu mai vreau să mă dau jos de pe el, pentru că de ce să mă dau jos de pe el? De ce? Pentru că era... Da, 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 da. Era un consens acolo, da, puternic, da, și nu da, se înțelegea da, nimic. Da, da. Dar mi-a plăcut foarte mult și mi-a... Celor de la Rupea, îi salut din nou, pentru că ei mi-au... Eu am fost în Rupea de foarte multe ori și... Și eu am fost, eu am învățat jocurile de Rupea. Pe bune? Vorbesc foarte serios, dar de acolo erau doi profesori în București, frații Grama. Așa. Cum jucau ăia jocurile de la Rupea. Adevărul că jocurile... cu bătăi pe picioare, ca la Rupea, nu prea le aveau alții. Să știi că asta, ăsta e un element de spectaculozitate și mai mare cu, cu bătaia pe picioare. Da, da, da. Dar să știi că nu sunt jocuri din Transilvania, cum să zici, ale noastre și cu ungurii sunt ale lor. Știi de unde e originea jocurilor cu bătăi pe picioare? De unde? Din Austria, din Steiermark, ăia din Tirol. Ăia cu pantaloni scurți. Acolo făceau armata în perioada interbelică și ardelenii și austricii de acolo. Da, da, da. Și acolo, acolo, de acolo au venit cu ritmurile și bineînțeles că românii noștri le-au făcut super tare. Dar jocurile din țara Făgărașului, ca la Rupea, nu sunt. Mă, nu, nu știu, să spun sincer... Ai colindat țara în lung și în lat, ai făcut emisiune de televiziune și ai, peste tot unde ai, unde ai fost, ți-ai pus în practică pasiunea ta de mic copil. Adică mulți, am, mulți dintre noi am avut așa pasiune de mic copil, dar nu le-am urmat atât de, de, cu atât de multă stăruință, da, pe cum ai făcut-o tu. Numai după dans. Exact, ea, asta a fost steaua ta călăuzitoare. Dansul mi-a dat totul, eu sunt dator să dau totul pentru dans. Eu de aici încolo asta și fac. Cum voi termina cu televiziunea, dacă Dumnezeu mă ține sănătos, eu numai de așa ceva mă ocup. Am un proiect împreună cu Larisa, am zis, bă, trebuie să adunăm tineri din ăștia care chiar își doresc să ducă mai departe tradiția și să-i aducem aici la noi în școală și să-i școlim așa cum știm noi. De-a lungul ultimilor 50 de ani de zile, vorba aia, că ai zis de sala Palatului, la congresul al 9-lea și după aceea în 2019. Ai avut și momente dure, ai avut și momente grele. Cum am ai trecut peste ele? Am avut momente foarte grele. Gândește-te că la Revoluție în 90, eu eram prim solist la ansamblu, dansam la Atene Palace, Boulevard, Pescăruș, toate cârciumile. În acea seară? Deci fii atent, avem așa.
aveam spectacol de la 18:30 până la 20:30 și la 21:30 eram la Pescăruș. Mâine aveam la prânz la Bulevard. Și în același timp, dimineața te duceai la școală. Și mă duceam la repetiție. Aha. La repetiție. E, am dus-o așa vreo 10 ani. E, la Revoluție, când eram obișnuit să am atâta activitate și să vină și 23 august, avem spectacol pentru Dacia, 23 august. M-am trezit cu doi copii, unul de 2 ani, Larisa, 87, era 89, și cealaltă de 8 ani, fără servicii. S-a terminat totul. Deci, după 89... S-a terminat. Și știi ce am făcut? Nu. Taximetrie. Ai văzut taximetrie? Un an de zile am fost taximetrist. A fost mult până când m-am întâlnit cu lăutarii și am început să-i duc cu țambalul, cu stația, cu astea la nunți. Nu cred. Vorbesc serios. Nu cred așa. Și după un an și jumătate, așa cam în, aproape de 92, la începutul 92, am început iarăși turnele, ne-am refăcut ansamblu și am început în străinătate și am început să predau în străinătate și după aceea am venit la Centrul Național. Unde ai predat în străinătate? Da, unde n-am fost. Tu vorbești serios? Vorbesc serios. Unde? Păi să o luăm așa, din Ungaria, în Belgia, în Franța, în Olanda. Am lucrat cu mulți, dar aici, venind ei aici, la cursuri. Taiwan, Hong Kong, japonezi, americani, câți vrei. Da. Dacă ne întâlneam noi prin anii 90, eu n-aveam curajul să cânt atunci. O cântam numai, o făceam numai pe culoarele televiziunii române. Toată lumea știe lucrul ăsta, de la machioză până la președinți. A, cântai de... numai așa. Da. Îmi plăcea mie, știi, când pac, se lovea ecoul ăla de toate zidurile posibile. Și nimeni n-a zis, bă, dar cântă, mă, nu ți-a zis nimeni. Nu. Nimeni nu ți-a zis să cânt. Nu, dar nimeni nu zicea, taci, bă, din gură, nimeni nu te lăsa. Le plăcea. Adică și cei care erau în direct. Nu, auzi, lasă, în 90, în 90 Vornicu mai era? Nu, numai nu mai era. Noi am lucrat foarte mult înainte de 89, emisiunile care le făcea Vornicu băga folclor. Și veneam și cu Tatulici. Mihai Tatulici făcea niște emisiuni pentru tineret și în cadrul emisiunii era băgat și folclor. Și noi am fost de multe ori. Dar într-atâta folclor și într-atâtea lucruri legate de țara asta, când seara te duci acasă și da, zici, băi, să stau așa liniștit după o zi, tu ce spui, ce muzică îți spui? Păi nu prea pun muzică. Eu pentru că vrei liniște. Da, 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 pentru sunt sătul de data muzică. Gata. Da, nu mă întrebi. Nu. Dar tu n-ai încercat niciodată să cânti nicio melodie populară așa de suflet? Nu. Romanțele nu te-au atras? Nu, le fredonez așa, dar nu, niciodată n-am fost. Uite, acum Larisa îmi zice, tată, m-au chemat cei de la Te Cunosc să-mi fac cu, așa. Un cuplu cu cineva. Ce bună idee! Și, da, și, Larisa, da? Da, și bun. Larisa zice, tată, ce să fac? Bă, zic, am cântat eu vreodată? Nu. Încearcă tu! Dar nici ea nu are voce. Bine, eu pot să reproduc astele, dar nu pot să cânt, n-am voce. Sunt foarte mulți care cântă, chiar au profesia asta și n-au voce. Da, știu. Și de ăștia care intră cu 7, cu mulți. Mie îmi place și acum să-mi spui mie istoria acestei melodii. Cum naiba, eu n-am auzit și am studiat muzică din diverse țări, dar asta ca, scuză-mă puțin, dar asta, piesa asta, când o aud, am așa un chef de viață, numai că piesa asta se cântă într-o anumită parte a serii. Copii? Hei, 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 hei! Istoria. Pune perinița jos. Ce băi, așa? Deci, ai că ai ghecit, ești tare, ești... Dar deci, spune-mi, care e istoria? De ce deci zice când perinița? Era, când, nu știu de ce zice perinița, așa. Dar știu așa, de când eram copil. A.
Nunta, așa se termină. Perinit. Dar nu se termină și Revelion așa? Revelionul, nu știu, la voi poate. Dar așa, la 5 dimineața. Așa era. Da, la, e ultima piesă din, da, din nuntă? Cu Perinița, da. Toată lumea cu Batista și începea de la... De ce se pupă? Explică-mi... Păi e tot o formă de asta de prietenie, de tot ce s-a întâmplat acolo să rămână. A, de la revedere, zici? La luat revedere, da. Ne-am luat revedere, da, ne pupăm Perinița. Da, da. Am înțeles. Uite, aș vrea să introducem și noi piesa asta, să ne intre și să facem și noi la când mergem la anunți, doamnă și domnilor, știu că noi suntem o trupă, o orchestră specializată pe alte genuri muzicale, dar acum să ne luăm la revedere. Da. Tere. Pentru că, să știi, ar dreptate, când veneau oamenii la nuntă să cântam marșul, nu? Da. Ta ta tere ta tere tere pa 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 pa. Cum era asta? Ta ta. Ăsta? N-am auzit de mine. Ăsta e marșul de venire la Primirea, când vin nașii, când vin oamenii la masă. Asta e. Pam, pam. Bun, și acum vă întreb. Avem așa, începutul, venirea. Și Perinița. Plecarea, da. Mai e ceva în mijloc de care trebuie să știm? Friptura. Păi... Ce e asta? Da, nu. Nu, no, ce e asta, mă, băi? Ce e asta? Ia uite. De câte ori se aduce? A! Când se aduce mâncarea... Asta e nu. Să vină mâncarea așa? Da. Câte ori venea mâncarea, se cânta asta. Lediță Ioane. Lediță Ioane. Lediță Ioane. Lediță Ioane. Bun, fie de așa. Puiul găină, da. Bun. Acum vă spun o chestie, Marius, și vreau să te concentrezi. L-am întrebat pe Marius, mă, dar piesa aia o faci? Nu, că l-am repetat-o și e prea grea și ne facem durșine și Neam Bărin ne omoară. Băi, deci Neam Bărin nu ne omoară. Nu. Dar, ar fi frumos ca acum, când vorbim de ceva românește, să punem în practică acest aspect cu cu... Da, sigur că da! Pam 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 hop 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 hey Ciocărlia, veselia. Asta e o piesă pe care de fiecare dată când o aud, mor de plăcerea ei. Și pentru că mor de plăcerea ei, urmează cele 10 întrebări. Ce vrea tu? Ia-o, Sârma, ia-o, da! Bun. Deci am câteva întrebări pe care ți le voi adresa. Le-am pregătit tot azi noapte, în timp ce făceau sarmalele, făceam și întrebările. Și prima zice așa. Sunt niște întrebări pe care o să le auzi imediat. Ce să te mai pregătesc atâta? Ciubăr din lemn sau jacuzzi? Ciubăr din lemn? Da, sau jacuzzi. Există o parte mai
rustică, mai pitorească și o parte modernă. Acum văd că au luat amploare. Ciubărul, unde te duci la orice pensiune, are ciubăr. Și de acolo și cu apă sărată. Pune sare și aprinde și focul. Și tu ce-ai preferat? Ciubăr din lemn sau jacuzzi? Băi, ciubărul, că chiar în ultimul timp unde m-am dus, m-am simțit foarte bine în ciubăr. Nu știu, n-am fost împreună, nu m-a invitat, nu știu, nu mi-ai zis nicio pensiune, am stat acasă, am așteptat okay, dacă vrei, apropo, să-mi spui că toate pensiunile din țară știu. Dacă doriți un număr de telefon de la pensiuni, Neamărin vă așteaptă. Dar unde sunt cele mai faine, sincer? Bucovina și Maramureș. Hai, împachetați! Hai, Bucovina și Maramureș. Bun, mergem mai departe. Neamari miliardar sau B de la munte și la mare? Bă, Neamari miliardar. Bă, Neamari... Bun. Televiziune sau dansuri pe scenă? Băi, dansuri pe scenă. Băi, ce-mi place. Așa. Mergem mai departe. Cumpărături de la piață sau de la supermarket? De la piață. Eu în fiecare zi sunt la piață. Unde? Păi lângă mine am piața Sărăjan... am la Râmnicu Sărat, eu mă duc la Țărani, de la ei cumpăr tot timpul. Ai făcut toate cumpărăturile de acolo și dacă nu găsești, te duci în piața? Mă duc și în supermarket, dar nu prea am răbdare eu să umplu prin el. Ia să vedem, acum cu dansurile. Vals sau tango? Și, pentru că și valsul l-am dansat și mi-a plăcut și îmi place, și tango. Deci eu trebuie să te văd dansând vals. Păi e și greu. E și greu. Să-ți dai seama, după ce îți faci 10 de ani, o imagine de 10 de ani făcând un lucru. Da. Deci eu cred că ar fi o mare trăznaie. Uite, de exemplu, am dansat hip-hop, la Dansez pentru tine. Am dansat rock and roll. Vorbesc serios. M-a pus Mona în ipostase din astea, zi, acum tu trebuie să dansezi alea, gata. Că și eu l-am pus pe Mihai să danseze folclor. Așa e distanță. Cine dansează mai bine, Elvira sau Mihai? Băi, ei sunt un cuplu extraordinar. Sunt amândoi, în punctul meu de vedere, la fel de buni. Praștie sau nu ea? Și, că da, am început cu nuiaua. Așa? Și se dea seama că trebuie să bată mai... Da, mi-a făcut cadou cineva, acum vreo 5-6 ani, un marinar, mi-a dat o praștie și a zis, uite, e bine să o ai. Și de atunci praștia e nelipsită. Am 10 în geamantan, când plec la filmări 10 am. Dar fii atent, mai nou primesc cadouri prăștii, pe unde mă duc, inclusiv Mona mi-a dus din Thailanda. Cu aia articulez cel mai bine. Dar când erai mic, erai... Cu praștia, da. Picuic eram. Dăteam de la punctul chipul lovit. Aoleu. Muzică populară, playback sau live? Live. Aleluia. Apă rece de fântână sau apă plată îmbuteliată? Eu nu mă întreabă cu apă plată, dar apă rece din fântână am băut până am plecat din sat. Mare sau munte? Și la mare și la munte. Peste tot. Da. Liviu Vârciu președinte sau Neamărin primar? Păi mi se pare că primul care a zis că ar fi bine să fiu președinte ai fost tu. Tu mi-ai zis că tu mă vezi pe mine președinte acum vreo 10 ani, nu? Ai zis așa? Că m-ai votat pe mine președinte. Eu te-aș vota pe tine președinte. Așa, tu ai zis. Dar te-ar gândi la o meserie de genul ăsta? Nu. Penultima emisiune, penultima, așa a fost, Neamărin primar în mai multe sate. Pentru 4-5 zile eram primar acolo, fără drept de semnătură și absolut. La bancă. Restul eu trebuia să mă ocup de asta. Și am făcut asta. Asta e esențial, fără drept de semnătură la bancă. Da. Mai aveți o ultimă șansă. Să-l puneți în încurcătură, să-i spuneți ceva care nu s-a spus, să-i cântați ceva care nu s-a cântat. Cristi, Sergiu, Marius... Eu am o dilemă. Ai o dilemă. Nu mai știe cum se numește. Cum? Zi. Yes. Era într-o suită de dans. Zi așa. Hey, hai la brâu, la brâu, la brâu. Hey, și lase cera de grâu. Hey, eu de brâu nu m-oi lăsa. Ei, că-o făcut rachiu și-o-i bea. Hai la mașină
Da, 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 așa, merge. Asta e Bru. Bru pop. Bru pe of. Pop. Asta e Bru pe 8 și Bru pe 6. Auzi, am întrebat odată niște băieți din ăștia care... Dansatori. Știi pe 6? Cred că știu, dar nu mai mi-a dat. Iertați-mă, Bru pe 6? Pa, 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 pa. Ăla-i. Ăsta are 6 măsuri. Ăla-i. Astea sunt niște lucruri care completează practic un dans. Și care se combinează și cu cuvinte, cu țipături. Da, are și la strigături, dar la pași e interesant. Asta are 6 măsuri, la 8 măsuri. Spune-mi un lucru. De ce ar trebui un copil acum, care se naște în România, de ce ar trebui să studieze puțin aceste lucruri legate de dansurile și de folclor românesc? Nu știu dacă neapărat să studieze, cât ar trebui să învețe niște lucruri din astea, din tradiția, de unde el, din comunitatea aia. Și acum părinții s-ar spune, da, domnul Neamărin, aveți dreptate, dar la ce ne ajută pe noi să studiem, să învățăm? Mă, cine ești tu? Eu sunt Horia Brenciu, de unde? De la Brașov. Și ai zis brașoveancă. Da. Și cine ești tu? Marin Barbu, ce e? Călușar, din Telorman. Da. Cine ești tu? Măcar să aibă o identitate, fiecare să identifice față de celălalt. Ăsta e cel mai important lucru, să te identifici pe în noianul ăsta de tradiții, atenție. Și asta, ceea ce mă doare pe mine, este că anumiți oameni din alte părți ale globului știu mai bine tradițiile și ale noastre, dar sunt oameni care își pun pe tapet, pe scenă, tradițiile din alte părți ale lumii, pentru care îi aplaudăm și plătim bilet chiar la Sala Palatului, iar noi nu putem să punem chiar propriile noastre dansuri. Deci, eu cred că tinerii ăștia care au acum 20-22 de ani, care circulă prin lume și văd și ei cât de mult au început să îndrăgească vesticii, tradițiile. Uite, de la și festivalul Berii și festivalul Cârnatului. Vine de undeva, nu? Da, corect, bravo. Noi trebuie să facem în așa fel încât să-i aducem pe tineri ăștia să înțeleagă, bă, bunicul tău de unde era, mă? Din Telorman. Ce făceau ei acolo, mă? Când am venit eu în București, apropo, mi-a zis unul, de unde ești, mă? Din Telorman. A, zice, de acolo de unde au tăiat aia gâtul la cal și au luat clopotul. M-am dus la bunicul și l-am întrebat, bă, dar cum e asta? Zice, da, bă, zice, așa e, zice, știi că iapa, fiind gestant, are 11 luni. Așa. L-a fătat pe ăla, iarăși s-a reprodus și venea ăla pe lume. Și a zis, bă, dacă a venit, cum îi punem clopotul ăla? Că îi tăiem gâtul ăsta și îi punem clopotul celălalt. Că mai face altul. Așa că ar trebui fiecare să gândească tinerii. Bă, bunicul, străbunicul, de unde venea? Ce făcea bunicul? Bă, bunicul, uite, știa să facă opinci. De unde, mă, opinci? Păi din Oltenia. Da, dar și bunicul meu, de uite, în Maramureș, făcea opinci. Dar nu erau la fel. Să le vezi, opincile din sud cu alea de Maramureș. Diferă. Diferența. Eu îți mulțumesc că ai venit astăzi la noi. Îți mulțumesc foarte frumos pentru că ne-ai pus de fiecare dată până mai convins că, mă, Horia, lasă-te de prostii. Cumpără și tu straie populare sănătoase. Și astăzi toți oamenii prezenți aici, români adevărați, sunt îmbrăcați cu straie românești, ceea ce ne bucură foarte mult.
Eu nu sunt omul care crede că o singură dată pe zi trebuie să fie o zi națională și atât. Exact ca și când eu numai pe 1 decembrie mi afișez tricolorul, în rest nu. Păstrând analogia, și în fiecare zi, nu în fiecare zi, o dată pe săptămână, o dată pe lună, trebuie să scoți niște strai de astea frumoase. Nu de alta, dar dau bine, mă. Așa dau este. Frumos. Tu vezi că s-au inspirat din costumul nostru popular și au făcut acum haine de să vând peste tot în lume? Da, e adevărat și asta. Eu cred că trebuie să ne aplecăm asupra identității noastre, așa cum ai spus. Și vreau să spun că dacă ai nevoie de mine să reprezentăm România pe undeva, eu pot să spun la dispoziție tot ce am învățat eu despre căluș. Sau era călușer. Călușer. Așa, sar peste ăla e călușer. Da. Iartă-mă că astăzi n-am fost prea bun cu informațiile despre tine, dar e ultima dată când le am de pe internet. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Cred că s-au inversat ceva planete, că n-a dat bine asta. Și sper eu ca peste câtva timp să ne bucurăm de cei 65 de ani. Da, iar până vin la 65 de ani, eu m-am gândit că astăzi vreau neapărat, pentru că nu știm dacă eu mă duc în Marte sau nu, eu vreau neapărat să cânt așa în do major, alături de orchestra mea, pentru cei 64 de ani pentru care nu ți-am gândit la mulți ani, îți cânt acum. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulțumesc frumos! Păi cine să trăiască, păi cine să trăiască? Oh, Doamne, e 56, ți-am mai zis, 56. La a fost. Mulți. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult, Horia. Cu mare drag. Poți să guști, dar nu, dulce, dulce, guști? Da. Doamne, de băutura m-am cunoscut. Dulce. Da. Ăsta este dulcele tău. Eu le mulțumesc și lui Marius, și lui Sergiu. Și eu vă mulțumesc. Și lui Cristian. Și vouă, copii, pentru toată asistența voastră. Și acum, am aruncat de mult versul în aer, pentru prima dată în viața lui, Neamărin o să-mi recite. Eu o să cânt și el o să-mi recite. E foarte simplu. Dacă vrei să spui căștile. Nu. Ah, perfect, și nicio. Na, 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 na. A fost lucruri simple, bucurați-vă de viață și bucurați-vă, evident, de lucrurile simple. Bucurați-vă de toate dansurile pe care Neamărin vi le aduce și le servește. Nu știm dacă se va întoarce în pensiuni. Nu știm dacă se va întoarce să ne servească ceva, dar el e oricând binevenit în casele noastre. Și dacă vedeți în scara blocului de vis-a-vis, să știți că el a ieșit pentru o gură de aer. El se întoarce rapid pe ecran. Oh, yeah, yeah. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, oh, da. Ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Oh, oh. Nici multe motive ca să te iubesc. Așa. Orice vi se aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu. Eu și tu. E de ajuns doar muzica. E de ajuns
de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Îmi place orice zi. Hai, lasă-mă. Care mi-ar putea zâmbi. Când? Dimineața pe lângă perna ta. Ce drăguț ești. Hai să spun cum îmi placi tu mie. Neamărine, îmi placi tu așa cum ești. Când mă cer și când mă ier și speranța că nu te vei schimba. Simple voi păstra. Cerul albastru, eu și tu. Tu și eu, eu și tu. Mie de ajuns doar muzica. Asta e și dansul și muzica. Mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Neamărin, să facem Neamărin, ansamblu Neamărin. Yeah! Așa lucra o vioară, te luau! Aranșa! Ansamblu Neamărin, cucerim lumea cu ritmurile noastre! Hei, hei, hei! Hei, ia așa! Așa, da. Așa, da. Asta e. Bun. E cel mai frumos. Uite-mă ce frumos.